Stimați colegi, îmi permiteți ca să declar în conformitate cu hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, numărul 88 din 18 iulie 2017, a fost primită decizia de a convoca adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți pentru a alege noi membri Academiei de Științe, astăzi, data de 20, la ora 14. Vreau să vă informez că adunarea generală este constituită din 46 de membri titulari și 31 de membri corespondenți. În total, 77 de membri. La sesiunea curentă a adunării generale lipsesc 19 persoane. Din motive de sănătate, Acănceanu Mircea Bologa, Acănceanu Victor Lăcustă, Acănceanu Haralambie Corbu, membru corespondent Vasilii Babuc, membru corespondent Vasilii Patron, membru corespondent Valentin Musteață. Sunt în deplasare peste hotare țării Acănceanu Ernest Arușanov, Acănceanu Gheorghe Mișcoi, Acănceanu Alexei Simașchevici, Acănceanu Gheorghe Mustea, Acănceanu Boris Găină, membru corespondent Nicolae Vulpe și membru corespondent... Foarte bine! Eu, la urmă, o să întreb cine este prezent, să-mi spui. Așa? Ne bucurăm. Membru corespondent Nicolae Dabija, membru corespondent Mariana Ștapac și membru corespondent Ion Hadârcă. Sunt domiciliați în alte țări Acănceanu Ion Druțe, Acănceanu Arcadie Ursu, Acănceanu Isaac Bersucher și membru corespondent Boris Sucher-Blat. Iată acum vreau să vă întreb dacă cineva pe care l-am citit că lipsește este prezent. Deci am înțeles că domnul Vulpe, alții sunt lipsă. Poftim? Deci, astfel în lista personalului scriptic al sesiunii curente, adunării generale, sunt înscriși 59 de persoane din 77. Deci, în total, la ședință de astăzi sunt prezenți 31 membri titulari și 23 din membri corespondenți. Dar nu se primește 59 în sumă. Personal scriptic. Ceea ce constituie peste 2/3 din componența membrilor titulari cu dreptul de vot deliberativ pentru alegerea candidaților la titlul de membru titular și peste 2/3 din componența membru titular și membru corespondenți a Academiei de Științe cu drept de vot deliberativ prezenți pentru alegerea candidaților la titlul de membru corespondent a Academiei de Științe a Moldovei. Eu propun dumneavoastră ca să aprobăm prin vot deschis lista personalului scriptic adunării generale. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Împotrivă? Abține? Unanim. Vă mulțumim. Astfel, sesiunea adunării generale este deliberativă și propun să începem lucrările. Vă rog să onorăm imnul țării și imnul Academiei de Știință Moldovei.
luați loc. Stimați colegi, știți că de obicei adunări generale se organizează cu prezidiu și este o propunere, deoarece ziua de astăzi a adunării generale este ziua alegerilor, propun să invităm în prezidiu 4 persoane, președinții comisiilor de experți a 4 secții care vin cu propuneri de a alege membrii Academiei. Doamna Canician Eva Gudumac, domnul Acănician Mitrofan Ciobanu, domnul Acănician Ion Bostan și domnul Acănician Alexandru Roșca. Îi invit să luați loc aici în prezidium, că de aici o să prezentați candidații la membrii Academiei. Eu vă promit să vă așa dată că partea. Să am șansă să ajung. Așa. Îmi permiteți ca să vorbesc deci, la microfon. Vă mulțumesc. Onorat auditoriu, stimați colegi, ordinea de zi a ședinței de astăzi include următoarele subiecte. Alegerea noilor membri de onoare a Academiei de Științe a Moldovei, raportori, șefii sectorilor de știință ale Academiei. A doua chestiune, alegerea noilor membri corespondenți, titulari și corespondenți Academiei de Știință. Raportori vor fi, deci președintele Academiei va modera, iar raportori vor fi din partea secțiilor, președinții comisiilor de experți, academicieni. Eu vă rog, dacă sunteți de acord cu doamna Canician Furdui, poftim. Către Parlament, pregătită de comisia care a fost apreciată de către dumneavoastră anul trecut, fiindcă proiectul de reformare a Academiei de acum a ajuns la guvern și noi putem să întârziem dacă nu la timp vom prezenta opinia Academiei și societății comunității din Zidice. Rog ca prima întrebare să examinăm acest apel. Mulțumesc. Care sunt opiniile? De acord. Acceptăm. Și doamna Canician Furdui, deoarece dumneavoastră ați propus această chestiune, eu propun ca și dumneavoastră să o prezentați. Bine, mai sunt alte propuneri. Cine pentru a aproba această ordine de zi, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. Unanim. Eu vă mulțumesc atunci ce l-am invitat la microfon pe doamna Canician Furdui pentru prima chestiune. Aici, domnul. Deci, domnul Josan sau cine? Microfoanele. Dumneavoastră singură. Pe verde apăsați și o să pornească microfoanele. Mulțumesc, colegi, dumneavoastră. Cunoașteți deoarece zilele trecute noi cu dumneavoastră ne-am făcut cunoștință cu proiectul de hotărâre a Guvernului, a unei legi care prevede restructurarea fundamentală a Academiei, consecințele cărora sunt în atât de grave că noi nu putem să fim indiferenți. A fost creată o comisie, comisia a pregătit această adresare către Parlament, care vă propunem dumneavoastră și toate obiectele care vor fi, e clar că ele vor fi luate în vedere. Am să dau citire această
e de fapt scrisoare de însoțire. S-a făcut o analiză a acestui proiect de lege, a fost pregătit detailat cu ce comunitatea științifică nu poate fi de acord. Aceste obiecții și aceste propuneri clar vor fi reprezentate în Parlament și aceasta va fi scrisoare de însoțire. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnului Andrean Cando. Copie, prim-ministrul Republicii Moldova, domnului Pavel Filip. Mulțumate, domnule președinte! Hotărârea Guvernului numărul 533 din 10 iulie, care vizează modificarea și completarea codului cu privire la știință și inovare, a bulversat întreaga comunitate științifică prin consecințele nefaste pe care le va avea asupra viitorului științei autohtone și dezvoltării socioeconomice, politice și culturale ale țării. Pe parcursul întregii perioade de după proclamarea independenței și suveranității Republicii Moldova, Academia de Știință a Moldovei s-a inclus plenar în procesul reformelor, devenind un pilon important în dezvoltarea durabilă a țării și parcursul ei european. Reforma sistemului de cercetare-dezvoltare, realizată în anul 2004, fiind înalt apreciat de diverse structuri internaționale, a consolidat comunitatea științifică și i-a permis concentrarea pe soluționarea problemelor importante ale țării noastre, obținerea rezultatelor valoroase, asociere la programele cadru europene, fiind prima țară din parteneriatul estic care a reușit această performanță. În același timp, Academia de Știință a Moldovei a continuat să se adapteze la transformările din viața socială, economică și politică a Republicii și a întreprins o serie de acțiuni soldate cu inițierea și elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare din anul 2013, a proiectului de reformare a sistemului științific promovat din anul 2014. Cu părere de rău, acest proiect consultat și agreat împreună cu Ministerul Economiei și Ministerul Educației, în redacția finală a fost în mare parte ignorat și prezentat pentru ședința Guvernului într-o procedură viciată, toate acestea soldându-se cu promovarea în Parlament a unui proiect de lege care demolează sistemul actual de cercetare-dezvoltare și duce la lichidarea Academiei de Știință ca for științific. În scopul de a evita consecințele nefaste și grave, Academia de Știință vine cu propuneri care să redreseze situația. Considerăm extrem de important ca în proiectul ce urmează să fie prezentat în Parlament să fie prevăzute următoarele. Primul, menținerea Academiei de Știință a Moldovei ca o instituție publică de interes național care funcționează pe principii de autoadministrare, are calitate de persoană juridică, statut autonom. A doilea, dreptul de a fi fondator al instituțiilor de cercetare în conformitate cu legislația în vigoare. A treia, dreptul de a înființa școli doctorale în care să fie edificate viitoarele cadre științifice de înaltă calitate. 4. Dreptul Academiei de Știință de a-și determina
organizarea și structura internă, inclusiv secțiile de știință. 5. Stabilirea cuantumului de finanțare pentru domeniul cercetării inovării la cel puțin 0,6% din PIB, conform recomandărilor experților internaționale. Academia de Știință Moldovei, conștientizând pericolul implementării proiectului Guvernului asupra viitorului științei naționale și imaginii țării, insistă asupra dialogului și se declară gata pentru a-și delega experții săi în vederea definitivării proiectului de lege pentru modificare și completarea codului cu privire la știință și inovare, care urmează să fie discutat în Parlament. Mulțumesc, doamna Cancean. Vă rog întrebări față de această adresare pregătită de către Comisie. Vreau să vă spun că la această adresare mai există și propuneri pentru modificări tehnice, în, așa am văzut eu. Domnul membru corespondent Hotineanu. Dați-vă, rog, microfonul, cum se aude. Părerile în Parlament evaluează fulgerător. Dimineață parcă ne-am înțeles că în toamnă vom discuta acest proiect de lege. Deci eu vă rog această scrisoare acum să ajungă la președintele Candu, iar după masă, după ce se termină adunarea generală, un grupul care a lucrat sau experții care sunt o parte, cine poate, cine nu, să ne întâlnim la mine în comisie și să discutăm pentru ședința de mâine cam care ar fi poziția mea și ce ar trebui să promovez eu mâine, și eu voi promova, deci, gândul membrilor Academiei de Știință. Eu vă mulțumesc. Da, domnul... Da, domnul Cancean, deși am scuze. Proiectul de reformă care a fost adoptat de guvern. Da. Atunci nu-i hotărârea guvernului, dar proiectul de hotărâre. Nu-i proiect de hotărâre. E hotărâre. Hotărârea guvernului. Deci a fost, doamna Canceneșanu, a fost... A fost aprobat proiectul de lege. Nu, e proiectul de lege. Doamna Cancean Șeșanu, aveți dreptate parțial. Este proiectul de lege, dar hotărârea nu-i proiect. Acum este aprobată. Este hotărârea guvernului unde s-a discutat proiectul de lege cu privire la modificarea codului științei inovării. Deci este hotărâre. Proiectul a fost până la aprobarea de către guvern. Vă mulțumesc. Acum nu a rămas proiect. Acum este hotărârea guvernului. Acum e hotărârea guvernului cu privire la proiectul. Așa și este. Da. Da. Eu propun, domnul președinte, eu propun ca aici să fie denumirea a hotărârii, denumirea ei. Și atunci nu va fi niciun întrebare. Da, denumire hotărârii, da. De acord, bine. Se acceptă. Doamna Cancean Belostecnic. Domnule președinte și stimați colegi, eu vreau să vin cu o propunere ca să nu lăsăm în afara atenției noastre încă o stipulare din modificările propuse de către guvern, prin care să solicităm crearea unei instituții distincte responsabile de evaluarea, promovarea și asigurarea calității în învățământul superior și cercetare, în locul celei propuse de guvern, privind crearea unei agenții naționale de asigurare a calității, începând cu grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, școli profesionale, colegii, universități și școli doctorale. Mie mi se pare că noi merităm crearea unei instituții distincte, așa precum am promovat-o cândva cu domnul academician Bostan în 2, 4 ani în urmă, când se elabora codul educației.
Din următoarele argumente, în primul rând, în toate statele europene există o agenție națională, agenții naționale de asigurare a calității în învățământul superior. Bine, luând în considerare faptul că Republica Moldova este un stat mic, noi ne-am putea permite să solicităm instituirea acestei structuri responsabile de asigurarea, de evaluarea, asigurarea și dezvoltarea calității în învățământul superior cercetare. Cu trei variante posibile de denumire. 1. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Cercetare. 2. Agenția Națională de Evaluare. Eu vi le dau după asta. Cineva conspectează sau nu? Agenția, a doua variantă posibilă. A doua variantă posibilă. Domnul Cacianfor II, stimați colegi, conspectează, iată, acea cameră. Deci totul se transmite online. Eu vreau să țineți cont la aceasta. Totul se transmite online. Dar ne schimbăm online. Mesaje. La noi, câteodată, data trecută, când a fost adunare, o adunare, da? 50.000 de... nu... Accesarea. Bine, eu cred că asta nu așa trebuie că, să ne deranjeze. Așa că totul, domnul Cancianfor II, se conspectează și până la urmă se va fi... Eu cred că asta nu trebuie să ne deranjeze. Noi avem experiență deja să vorbim în fața publicului. Zic, trei alternative am de denumire, domnul academician. 1. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Cercetare. A doua, pentru cei care nu acceptă acreditarea și asigurare. Agenția Națională de Evaluare a performanțelor în învățământul superior și cercetare. Și a treia variantă, Agenția Națională de Evaluare a Performanțelor și Asigurarea Calității în învățământul superior și cercetare. Dar oricum, noi nu trebuie să scăpăm acest lucru, deoarece dacă va fi creată această mega agenție în care va intra Academia de Știință și Grădinițele de Copii, după nu vor mai fi separate din considerente că ar solicita costul suplimentar. Astăzi, această agenție ar putea să fie creată în două structuri, în baza două structuri existente. ANACIP-ul și CNAA-ul. Iată, astea două, dacă s-ar contopi într-o singură agenție de asigurare a calității în învățământul superior și cercetare, ar fi o idee bună și favorabilă nouă mediului universitar și academic. Domnul președinte Comisiei Parlamentare susține ideea, eu am lansat-o și ieri în Parlament într-o mică discuție, am mai vorbit și cu alte persoane care susțin această idee. Dacă trebuie să facem un demers din partea Consiliului Rectorilor, noi suntem gata să-l elaborăm ca o susținere acestei inițiative, dar mai bine ar fi să vină din partea forumului nostru atât de apreciat în țară. Deci eu vreau să vă spun următoare. Nu cred eu că noi trei variante trebuie nu, să... Nu, noi alegem una dintre ei. Care o considerăm mai potrivit? Eu cred că cea mai potrivită este ultima. Deci agenție de evaluare performanței... Și asigurare, dar să nu scăpăm, de evaluare performanțelor și asigurarea calității în învățământul superior și cercetare. Iată, asta este... Domnul președinte, în caz contrar, așa, noi vom fi pe aceleași coridoare cu grădinițele de copii. Vă încredințez în lucrurile astea. Fiindcă și acolo se elaborează programe de studii evaluate. Noi doar am spus că în școala superioară și în cercetare. De acord. Și eu vreau să spun că în proiectul nostru, care noi l-am elaborat împreună cu universitățile și împreună, deci, cu Ministerul Educației și Ministerul Economiei, există anume această propunere. Păi haideți să o includem și în acest document. Noi suntem de acord, cred că, da, doamnă Cancian? Da, eu, domnul... Nu amestecăm, asta este o parte componentă a propunerii guvernului. Domnul Cancian. Asta tot acolo. Despre Academie și este vorba. Domnul Cancian. Dumneavoastră ați participat la ședința comisiei și acolo a fost introdus în propunerile care vin de la Academie, ele acolo sunt destul de multe, este și... Nu cred că este stipulat în anexele la scrisoarea respectivă. Atunci ne suiem sus și controlăm. Dar dacă noi să acceptăm, să o băgăm. Nu, deci înseamnă că da. Iau o propunere așa de consens. Domnul Cancian Biloșteșnic și domnul Cancian Furdui. Eu propun ca această propunere să fie inclusă în lista propunerilor generale care asta sunt aici. De bază. Și să bun. Fie modificat bun, codul atunci, acolo unde practic... Domnul Cancian, atunci dumneavoastră aici veniți împreună și încă, introducem aici. Mulțumesc. Încă întrebări? Doamna Cancian, Migu? Thank you.
Mâine va exista. Bine. Eu sunt de acord. Doamna Cancean, dumneavoastră, nu, ajustați, mai vedeți. Nu, domnule, mulțumesc încă de ucieni și mi-am corespondență. Noi, psihologic, noi suntem datori să accentuăm care va fi consecințele acestei hotărâri. Fără aceasta, vreau să zic că noi propunem aceea ce e, propuneți ianchi, uite, mare treabă. Dar noi trebuie să convingem Parlamentul că această hotărâre are rezultate sau va avea rezultate nefaste pentru știință și nu numai pentru știință. Mulțumesc, doamna Cancean. Încă întrebări sunt? Nu. Trebuie propuneri la psihologie de cunoscut. Deci de a accepta acest text cu modificările corespunzătoare și astăzi, doamna Cancean și Comisia și cine mai dorește, după adunare, deci se oprește și stă cu domnul președintea Comisiei și examină, pentru că astăzi se plece în Parlament această propunere. Eu vă mulțumesc. Stimați colegi, înainte de a trece la următoarele chestiuni, ieri un coleg de-a nostru, îi spune Vitalie Postolache, a împlinit 80 de ani. Și eu propun din numele dumneavoastră să-l felicităm. Succese. Este o persoană care a reușit să găsească formule adecvate pentru promovarea concepției tarifelor, energie, apă, canal și așa mai departe. Și eu cred că dacă ele vor fi acceptate de către Andrei, atunci în țara noastră deci va fi și dezvoltare și cetățenii vor avea posibilitatea să plătească tarifele comunale. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes, domnule Cancean. Acum trecem la al doilea subiect. Al doilea subiect este alegerea membrilor de onoare. Stimați colegi, acest subiect de pe agenda vreau să vă informez că a fost discutat la Consiliul Suprem pentru Știință, Dezvoltare Tehnologică și a fost propuse 3 candidaturi de către deci, instituții, academicieni, ultima instanță, secțiile, 3 personalități ca să fie discutate astăzi și alese în calitate de membru de onoare Academiei de Științe din Moldova. Primul este membru Academiei Rusiei, Svetoslav Soroko. Dumnealui, deci, este propus de către domnul Cancean Furdui, Institutul de Fiziologie și Sanacreatologie. A doua candidatură este directorul Institutului de Cardiologie din România, Iași, profesorul Gheorghe Tinica. Al treilea este profesorul universitar la Clinica Universitară de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Medicină din Greifswald, Germania, dumnealui este director de clinică, Alexandru Mustea, care, apropo, este și membru și doctor honoris causa a Universității de Stat de Medicină. Eu propun ca să le oferim cuvântul domnul Cancean Furdui și din partea secției de medicină domnului vicepreședinte, membru Academiei, deci domnul Prisacar Viorel, dar îl invităm de la început pe domnul Cancean Furdui. Pardon, și deci domnul Diaconescu, pardon, deci astfel propuneți dumneavoastră din partea secției. Mulțumesc! Mulțumesc, membri Academiei, membru corespondent Soroka, este o personalitate larg cunoscută în comunitatea științifică multor țări. E vorba despre o personalitate care și-a adus un aport destul de
așa să zicem, recunoscut în fiziologie și în psihofiziologie și în ecologofiziologie, e vorba că dumnealui a fost cel care a fost în fruntea expedițiilor organizate de către Academia Mare a Rusiei în Arctica, unde s-a studiat posibilitățile de supraviețuire în Arctica. La fel, a fost în fruntea în Antarctida, tot în fruntea acestor expediții, expediții complexe. Și încă, dumnealui, la fel, a fost printre cei care a participat la studierea influenței posibilii existenței omului în munți. Adică e o personalitate care a studiat și continuă să studieze posibilă supraviețuire a societății în condiții extremale. În prezent, el studiază posibilitatea de supraviețuire la Polul Nord. Ca să este membru de onoare a mai multor academii, ultima monografie se numește Физиологические основы жизнедеятельности человека в экстремальных условиях. Adică e o personalitate împreună cu noi, dumnealui activează în dezvoltarea sanocreatologiei, împreună suntem organizatori a trei congrese internaționale și conlucrăm cu el destul de strâns. Vă rog să susțineți această candidatură. Mulțumesc. Candidatură. Vă rog întrebări câte doamna Câncean. Propune. Cine e pentru a-l alege membru de onoare Academiei de Științe din Moldova? Pe domnul Sorocă, vă rog să votați. Cine e împotrivă? Abțineri? Nu. Vă mulțumesc. Felicitări, domnule Câncean și domnul Sorocă. Felicitări. Se invită domnul vicepreședinte Academiei de Științe, domnul Vreau pe Sacari. Stimate domnule președinte Academiei de Științe, stimați membri Adunării Generale Academiei de Științe, secția medicală Academiei de Științe a Moldovei solicită de a-i acorda titlul onorific de membru de onoare Academiei de Științe a Moldovei la două personalități din lumea medicală, ambii absolvenți a Universității de Studii de Medicină și Farmacie Nicolae Țimițanu, cu care noi ne mândrim extraordinar de mult și cred că trebuie să mândrească o țară când ne faci faima ambii după hotarele astării. Dar formați aici la noi în țară, Universitatea de Medicină, în centrele noastre științifici și profesioniste medicale. Este vorba de Alexandru Mustea, care numai la vârsta de 43 de ani, am socotit, m-am uitat aici, a ajuns ca să fie profesor universitar la clinica, la Universitatea de Medicină din Germania, Greifswald, care a fost numit de acum, și director al Centrului de Ginecologie Oncologică din Germania. Asta, eu cred că este de acum o recunoștință, este un respect față de această personalitate, pe persoană. Și vreau aici ca să menționez că este membru al mai multor societăți medicale din lume. Este membru a revistei internaționale Ginecologia Oncologică, da? Dar ce e foarte important pentru mine, că și Universitatea noastră de Medicină l-a onorat pentru colaborările cu Universitatea. Vreau să spun că n-au uitat Universitatea, colaborează frumos, și Universitatea l-a onorat atât cu titlul onorific de visiting professor, cât și cu titlul onorific de membru de onoare Academiei de Științe a Moldovei,
Deci, pentru mine și este foarte important că ne duce faima poporului nostru, a medicilor noștri, după hotarele Republicii. Și rog ca susțineți solicitarea secției medicale pentru a-i oferi domnului Alexandru Mustea, profesor universitar în Germania, care azi activează în Germania, titlul onorific de membru de onoare Academiei de Științe a Moldovei. Și al doilea, care a fost numit primul, domnul președinte, este vă... Da? Pirin, Pirin. Pirin, da? Da, poftim. Întrebări către domnul vicepreședinte? Este o persoană foarte cunoscută, vreau să vă spun, și chiar noi ne mândrim cu astfel de persoane care pleacă peste hotar, dar activează în domeniul corespunzător și au deci aprecieri, sunt așa din altă apreciați. Eu vreau să vă întreb dacă noi votăm deschis sau închis, de fapt trebuie eu și la prima votare să vă întreb. Deschis pentru membrii de onoare. Vă mulțumesc. Atunci, cine pentru ca să-l alegem membru de onoare pe domnul Mustea Alexandru, vă rog să votați. Împotrivă, abține, unanim, eu vă mulțumesc. Următoarea propunere. Și a doilea candidatură, tot un eminent absolvent al Universității de Medicină, Grigore Tinică, tot format în cadrul Grigore Tinică. La fel, de ce? Din Drochia, practic, născut în 1960, format la noi aici, a trecut Prutul în anii 90, dar s-a afirmat acolo extraordinar de frumos. El a devenit azi și profesor universitar și directorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași. Are efectuat până în prezent peste 7.000 de intervenții chirurgicale cardiovasculare, peste 200 de publicații științifice și monografii, nu mai vorbesc multe acolo, este membru multor societăți, da? Dar pentru mine este iar din nou foarte important că faptul că în România, el fiind la Iași, el a fost ales ca președinte a Societății Cardiochirurgilor din România. Este o onoare, este un respect, este o recunoștință, vrem asta sau nu. Nu chiar atât de ușor, atâtea școli de cardiochirurgie care au în România, am vedere București, Târgu Mureș, Cluj, altele, dar să leagă pe cel din Iași, cu atât mai mult că s-ar avea venit la Iași. Asta înseamnă că este o recunoștință și totodată Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu tot i-a oferit acest titlu onorific de doctor onoris causa universității, că cu adevărat ne duce faima noastră, nu numai în România, dar bineînțeles după hotarele Republicii. Și rog foarte mult ca să fie susținută solicitarea secției medicale Academiei de Științe pentru a-i oferi și domnului Grigore Tinică, profesor Grigore Tinică, același titlu onorific de membru de onoare Academiei de Științe a Moldovei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Dacă întrebări sunt către domnul profesor, da, poftim, domnul profesor. Aș vrea și eu să... Eu chiar am vrut să rog pe domnul profesor Popovici, academician Popovici, ca să poate că dumneavoastră îl cunoașteți și mai bine că este care din cohorta dumneavoastră venit. Asta am vrut să o fac și eu și să vă rog, cu adevărat, este o personalitate deosebită, domnul Grigore Tinică, adică prin activitatea sa și ceea ce e important pentru noi acum, că atât din punct de vedere practic, în pregătirea cadrelor, cât și din punct de vedere științific, dânsul sprijină basarabenii în deplinul înțeles a acestui cuvânt. Mulți de-ai noștri trec acum acolo stagiuni, mai ales pe cardiologie intervențională, de Doamne să se întoarcă înapoi în Basarabia. Eu susțin întru totul și vă rog să susținem că e cu adevărat un om care muncește foarte mult, un om care merită acest titlu. Mulțumesc, domnule Căncean. Deci, există numai o propunere. Cine pentru aceea de a alege membru de onoare a Academiei de Științe, vă rog să votați.
Vă mulțumesc, împotrivă, abțineți unanim. Eu vă felicit, domnule vicepreședinte, și vă felicit, mulțumesc, domnule tinică. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru emoții, am o atitudine și o respect deosebit față de aceste persoane. Am observat, dar noi știm că dumneavoastră sunteți dur, dar și foarte emotiv. Și eu vreau să vă spun că noi de acum avem al treilea membru de onoare din Republica Moldova, din absolvent al Universității de Medicină. Primul a fost domnul Constantin Sava, mi se pare că da? Din șeful, a fost șef de laborator sau șef de laborator de biochimie de la Institutul Max Planck din Germania. Cum îi spune? Sava Costin, da? Sava Costin, mulțumesc, domnule Tăvar. Sava Costin. La fel este o personalitate și la fel e un discipol din, de la Institutul de Cardiologie la domnul academician Popovici. În privința lui Poftim, noi nu știu ce vreau să vă aduc aminte, stimate domnule coordonator, că pe Diaconescu noi vroiam să-l trecem la 31 sau acum? Da, poftim, dacă acum poftim. Dacă sunteți gata, poftim. Știu că au fost discuții că la 31 că el vine, el e președintele societății Menescu, se pare că da, din România. Da, poftim, poftim. Mulțumate, domnule președinte, mulțumat prezidium, stimați membri titulari și membri corespondenți a Academiei de Științe Moldova. Institutul de Filologie a Academiei de Științe Moldova a venit cu propunerea de a înainta pe domnul profesor universitar dr. Ion Diaconescu, deci, care activează în cadrul Catedrei de Științele Politice a Universității din Craiova, pentru a obține titlul de membru onorific a Academiei de Științe a Moldova. Eu vreau să aduc la cunoștință dumneavoastră că alături de această solicitare care a parvenit din partea Institutului, este recomandarea semnată de 15 membri titulari a Academiei de Științe a Moldovei cu solicitarea susținerii acestei propuneri. Ion Diaconescu, persoană destul de bine cunoscută, văzută în mediul științific și nu numai a României, este autor aproape 80 de volume de opere, deci literare, opere științifice și chiar și poezie. Este autor, mai bine spus, traducător a mai multor opere poetice a poeților, scriitorilor din Europa. Este menționat cu mai multe premii internaționale. Este membrul a diferitor societăți științifice din diferite țări. Și această propunere, această recomandare a fost discutată pe data de 22 la, în cadrul ședinței biroului a secției științele umanistice și arte. A fost unanim susținută și venim cu propunerea către un alt fort științific a Republicii Moldova să susțineți această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări către domnul profesor Zircon. Cine pentru al alege, vă rog să votați. Împotrivă, abțineri, unanim, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Deci, cu aceasta noi, prima chestiune am refuzat-o. Trecem la două chestiuni legate de alegerea membrilor titulari și membrilor corespondenți. Înainte de a procede la realizarea alegerii membrilor titulari și membrilor corespondenți, doresc să vă prezint o informație, stimați colegi, despre pașii care au fost întreprinși până la această ședință care s-au derulat în conformitate cu Codul Cuprii la Știință și Inovare, Statutul Academiei de Știință și Regulamentul privind alegerea membrilor titulari și membrilor corespondenți. La propunerea sectorilor de știință, Consiliul Suprem a aprobat la data de 6 martie 2017 lista specialităților în conformitate cu nomenclatorul, numărul locurilor vacante de membri titulari și de membrii corespondenți și distribuirea locurilor vacante după specialități. Astfel, conform propunerilor secțiilor de știință, au fost aprobate 5 locuri vacante pentru membrii titulari și 13 locuri vacante pentru titlul de membru corespondent. În total, 18 locuri. În conformitate cu hotărârea Consiliului Suprem, numărul 70 din 6 martie 2017, a fost anunțat concursul pentru alegerea noilor membri la următoarele specialități.
membrii corespondenți, specialitatea bazele teoretice ale informaticii, specialitatea chimie organică, specialitatea zoologie, specialitatea metrologiei, climatologiei, agrometeorologiei, specialitatea inginerie compozitelor și materialelor hibride, specialitatea stomatologie, specialitatea economiei și management în domeniul de activitate, specialitatea teorie, metodologia, politologiei, instituții și procese politice, specialitatea teorie generală a dreptului, specialitatea teorie generală a educației, specialitatea muzicologie, creație, și specialitatea istoria românilor. Pentru membrii titulari, următoare specialități: chimie ecologică, inginerie nanomaterialelor și nanoproduselor, chirurgie, drept constituțional și literatura română creație. Candidații au prezentat la comisia de concurs condusă de Acanceanu Tighineanu dosarele care au fost transmise la expirarea termenului de prezentare comisiilor de experți a secțiilor spre evaluare, fiind aprobate de către birourile secțiilor de științe. Ulterior, au avut loc ședințele comisiilor de experți care au examinat dosarele candidaților în conformitate cu criteriile pentru alegerea membrilor în corespundere cu specialitățile indicate în anunț. Concluziile comisiilor de experți au fost difuzate membrilor adunării membrilor a secțiilor de științe, după audierea și discutarea rapoartelor candidaților referitor la contribuția lor la dezvoltarea domeniilor respective ale științei, adunările membrilor secțiilor de știință au votat listele persoanelor care vor fi înregistrate drept candidați pentru participare la concursul, având drept bază avizul pozitiv al comisiilor de experți. Conform regulamentului, biroul Consiliului Suprem a luat decizia de a publica lista persoanelor înregistrate drept candidați pentru participare la concurs, aceasta fiind plasată pe pagina Academiei de Științe și publicată în presă, în revista Săptămâna din 5 mai 2017. La propunerea birourilor secțiilor de științe a fost aprobat prin hotărârea biroului Consiliului Suprem numărul 45 din 25 mai 2017, prin care a fost stabilită perioada de 6-9 iunie 2017, când se vor petrece adunările membrilor secțiilor de științe de alegere a membrilor noi. În cadrul acestor adunări, secțiile de științe au desemnat prin vot secret candidați eligibili pentru votare la adunarea generală a Academiei de Științe. Cunoașteți cum s-au desfășurat aceste adunări, care s-au organizat transparent și într-o competiție deci destul de înverșunată. Următorii candidați au fost promovați spre votare în cadrul adunării de astăzi. Deci, secția Științe ale Naturii și Exacte, la titlul de academician, membru corespondent Tudor Lupașcu. La titlul de membru corespondent, doctor habilitat Svetlana Cojocaru. Doctor habilitat Maria Nidealcov. Doctor habilitat Irina Zubkov. La secția Științe Ingineresc și Tehnologice. La titlu de academician, membru corespondent Anatolie Sidorenko. La titlu de membru corespondent, doctor habilitat Dumitru Țăulean. La secția științe medicale, la titlu de academician, membru corespondent Vladimir Hotineanu. La titlu de membru corespondent, doctor habilitat Ion Lupan. Secția științe sociale și economice, la titlu de academician, membru corespondent Ion Guceac. La titlu de membru corespondent, doctor habilitat Alexandru Stratan, doctor habilitat Gheorghe Vornic, doctor habilitat Victor Moraru și doctor habilitat Vyacheslav Manolache. Ulterior, Consiliul Suprem s-a întrunit în conformitate cu statutul Academiei și a stabilit data adunării generale. Au apărut mai multe discuții în comunitatea științifică și în societate. Consiliul Suprem a stabilit o dată pentru desfășurarea adunării generale, alegerilor, însă a intervenit solicitarea domnului Acanceanu Teodor Furdui, referitor la verificarea corectitudinii
procesului de alegere. Pentru a asigura transparența procesului, Consiliul Suprem a dat curs acestui demers. A fost creată o comisie formată din membrii Academiei și personalul implicat, în frunte cu membru corespondent, vicepreședinte Viorel Prisacari, care au verificat toate aspectele desfășurării concursului și au prezentat rezultatele sale în cadrul ședinței Consiliului Suprem din 18 iulie. Comisia a constatat că votul majorității, că concursul s-a desfășurat în limitele cadrului legal și a propus organizarea adunării generale. Astfel, vă propun în continuare să audiem rapoartele președinților comisiilor de experți privind contribuția fiecărui candidat la dezvoltarea științei și culturii și rezultatele alegerilor candidaților pentru titlul de membru titular și membru corespondent în cadrul secțiilor. Propun ca președinții comisiilor să nominalizeze un candidat și să expună în timp de aproximativ 3 minute, să se expună 3 minute. Apoi candidatul, aici vine deci, la catedră, și se prezinte tot în 3 minute cu ce știință sau cu ce cercetare, cu ce noutăți sau lucruri performante în cercetare vine în Academie. Propun să examinăm întâi candidații membri titulari, apoi membrii corespondenți. Dacă sunteți de acord cu așa reguli, așa un regulament, propun să îl votăm. Dacă nu aveți întrebări de la început la mine. Dacă nu aveți întrebări, propun să votăm acest regulament. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu-s. Deci, îmi permiteți să începem cu membrii titulari. Îi ofer cuvântul din partea secției științe ale naturii și exacte, domnul academician. Domnul președinte, dați-mi voie vreo două minute, eu să îmi spun opinia mea înainte de a fi. Domnul Cancian, la general sau aveți propuneri ceva la regulament sau care e problema? Spuneți. Nu mă rog, nu stricați sărbătoarea care a spus-o unii candidați că vor să o facă. Nu le stricați sărbătoarea, vă rog, nu. Vă rog să nu le stricați sărbătoarea. Poftim, ieșiți la microfon. Numai nu le stricați lor sărbătoarea. La candidați. Mulțumesc, colegi. Eu totuși am încercat să rog să vină în fața dumneavoastră, având în vedere că etapa aceasta de alegere a membrilor Academiei este o etapă foarte semnificativă, de mare responsabilitate. Și eu m-am convins în ultimul an și acum mai ales că mulți din noi manifestă o indiferență față de ceea ce se întâmplă cu știința și cu aprecierile care le fac unii din societate față de oamenii de știință și față de știință. Eu sigur că situația care s-a creat în față de Academie, de președintele Academiei și de știință în întregime, suntem noi, în primul rând, vinoveți, fiindcă noi nu am avut niciodată îndrăzneala să luăm deschis sub apărare colegii și, într-adevăr, să aducem la cunoștință ce fac acești colegi. Și asta eu consider că noi de fiecare dată alegerile acestea le-am făcut așa într-un mod pripit. Nu am încercat totuși ca să ne convingem, ei sunt într-adevăr cei care vor lupta pentru Academie și pentru știință. Ori știți cum îi spune, ce a fi cu știința, așa va fi. Nu pun sub îndoială, nu vreți zic că nimic, nu credeți pe cineva, pun sub îndoială. Deși eu sigur că regulamentul care este, nu este, să zicem, cel care ar trebui să fie.
De ce? Să zicem. Dar ce înseamnă că avem noi dreptul, sau eu nu am participat la alegerile, vreau zic, în secția noastră. Nu are semnătate de ce, dar nu am participat. Ce înseamnă că eu pot să aleg deodată trei persoane, două persoane. E un loc, dar eu pot să votez pentru două. Domnule, domnilor, dar de ce el nu trebuie să determine deodată? El trebuie două persoane, trei persoane să alege. Adică eu propun și insist, mulțumesc colegi, că adică regulamentul trebuie să fie perfecționat. Și în primul rând, din punct de vedere a atitudinii celor care vor să devină membri Academiei față de știință în întregime și față de Academie. În primul rând, domn președinte, eu am văzut că nu prea sunteți bucuroși, dar totuși... Ce vorbiți dumneavoastră este bine, data asta. Ce doresc eu? Eu doresc ca noi să fim mai obiectivi. Nu spun că nu am fost obiectivi, dar mai obiectivi. Ce înseamnă că se înaintează unii sau alte persoane la membru de Academie, de niciodată nu a ieșit în fața viitorilor membri, ori în fața membrilor Academiei să-și prezinte rezultatele lui științifice, nu acum 3 minute, dar până acum, până a fi înaintat, el să fie, vreau zic, apreciat de către cei care vor alege. Să-i vezi persoane care, în principiu, așa, să zicem, devin cunoscute de cei că au fost înaintați. Asta e una. A doua, totuși, propunerile de a fi deschisă una sau alte, să zicem, unități, ar fi bine, mulțumesc colegi, ca secțiile înainte de a fi, vreau zic, alegerile, să aibă informații detailate despre toți membrii care sunt. Doctor habilitația, am în vedere. Ca secția deschis, să determine cine poate fi propus de a participa la alegeri. Și o altă secție, așa mai departe. Adică iese secția cu propunerile la prezidium, cu propunerile sale, că în secția de medicină sunt 5 persoane care pot participa la alegeri grație rezultatelor lor și recunoștințelor în lume ca să avanți. Dar acum se primește. Noi, eu fiind prim vicepreședinte a Academiei și serios atârnându-mă către obligațiunile mele, nu pot pune întotdeauna, cum îi spune, mâna, că da, asta a fost cel mai reușit candidatură. Dar, totuși, să nu vă creeze impresia că eu pun sub îndoială persoanele care vor ieși acum în fața noastră, vreau să subliniez eu sigur că membru corespondent Guciac, membru corespondent Hotineanu, membru corespondent Lupașcu, Sidorincu, pe deplin merită să devină academicieni, cu toată responsabilitatea. Cu toată responsabilitatea, atunci vreau să subliniez că, cunoscând activitatea științifică, doamna Nidiacov, doamna Cojucaru, Stratan, Lupan,
Zucova și, vreau să zic, Moraru, în opinia mea, indiscutabil, merită să fiți sunuți de către dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc de atenție. Mulțumesc. Doamne Cancean, noi în privința regulamentului am vorbit... Așa, las loc, las loc. Am vorbit de mai multe ori. De la începutul alegerilor la Cancean pasat, a vorbit câte ori la secție. Alsa Cancean. Noi am primit o decizie. Noi nu putem să schimbăm reguli în timpul acestei proceduri. Noi am primit o decizie. Că toate problemele, lacunile cu care noi ne confruntăm acum și care sunt menționați și dumneavoastră și alți membri Academiei, o să le analizăm și o să formăm o comisie, o să discutăm și o să facem modificări la acest regulament pentru alegeri. Dar dumneavoastră știți că în proiectul legii acum, regulamentul pentru alegerea membrilor Academiei se aprobă la guvern. Așa că eu să vă spun că multă autonomie de la Academie se va lua. Dar în ceea ce privește corectitudinea, transparența, personalitatea care trebuie să devină membru Academiei, sigur că este necesar ca noi să lucrăm mai mult. Și chestiunea aceasta este mai mult a membrilor Academiei. Pentru că membrii Academiei votează, ei aduc personalități pentru ca să înlocuiască, pentru ca să formeze altă generație a unei performanțe a Academiei de Științe, pentru că vreau să vă spun cu certitudine, deși sigur că unii neprietini a Academiei tot timpul îmblă cu deci fel de fel de lucruri urâte, dar vreau să vă spun că Academia este apreciată destul de înalt și peste hotare și de către societatea noastră. Așa că eu doresc ca pe cei pe care o să-i alegeți astăzi să corespundă cu ceea ce dumneavoastră aspirați și ceea ce doriți să avem noi în Academie. Dar decizia va aparține. De aceea și la Consiliul Suprem s-a discutat și înainte, dacă să vă aduceți aminte, noi votam la adunare generală fără să-i ascultăm. Eu sunt de acord. Ei erau foarte serios ascultați la secții. Dar acum, pentru ca să știm pe cine votăm, fiecare, în 3 minute, trebuie să se expună și să vedem. El o să spui care are monografie și el nu știu ce unde a plecat prin deplasare, sau el o să formuleze anume acea știință pe care el o promovează. Și dumneavoastră o să-i votați. O să-i apreciați imediat. În 3 minute se apreciază orice om. Dumneavoastră sunteți și psiholog în afară de aceasta. Dar eu vă mulțumesc, doamnă Cancean, pentru toate sfaturile și toate intervențiile care le faceți, pentru că ele sunt foarte benefice pentru noi. Da, doamnă Cancean Bostan. În situația în care ne aflăm, cum a vorbit și domnul președinte, că e posibil ca unele probleme, decizii ale Academiei să fie preluate de către ministere, eu cred că acum, în urma alegerilor pe care le-am avut, trebuie să înregistrăm prin adunarea generală a Academiei câteva modificări la regulament. Eu sunt absolut de acord cu ceea ce a vorbit domnul academician Furdui. Noi am atestat un lucru foarte, foarte nedorit. Avem o stipulare în regulament prin care se stipulează că fiecare membru titular al Academiei de Științe votează doar un singur candidat la fiecare loc vacant, începând cu turul 2. Stimați colegi, iată aceste două cuvinte, începând cu turul 2, are un impact foarte negativ asupra aprecierei candidatului, dacă este concurs la locul vacant, un lucru care trebuie să schimbăm prin modificarea acestui regulament. Să scoatem începând cu turul 2. Eu simulez situația care poate fi. Avem 3 candidați la un post vacant. Votăm și 2 și 3 candidaturi. Așa ne permite regulamentul. Votez candidatura pe care o socot cea mai valoroasă și mai apoi ca umplutură din care va considerente, mai votez încă o candidatură. Toți votanții vor face același lucru și se poate ajunge la rezultatul când
noi toți nu am ales cea mai performantă personalitate. De aceea trebuie să scoatem, să rămână, cum a prezentat și domnul academician Furdui, din primul tur se votează o singură candidatură. Dacă nimeni n-a trecut cu două treimi, se organizează al doilea tur din doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur. Un lucru foarte simplu și univoc în abordarea problemei. Și al doilea lucru, care în viziunea mea, eu am fost de o altă părere chiar de la anunțul specialităților. Stimați colegi, nu este corect ca să alegem membrii Academiei și membrii corespondenți pe specialități. Este domeniul, mă refer la inginerie și tehnologie, este domeniul. Domnul s-a anunțat la domeniul respectiv, făcând o analiză în universități, în instituțiile academice, cam ce persoane noi vom avea la concurs. Când noi suntem, cum spune domnul Tighineanu, un sat mare, ne știm unul pe altul. Noi trebuie să anunțăm la domeniu, iar cei care vin la concurs, care au performanță, 5 doctori pregătiți, au manuale, au monografii, își aleg singuri specialitatea la care vin la concurs. Noi ce am făcut? Am înghesuit toți trei candidați într-o specialitate care am numit-o materiale compozite și hibride, care este similară cu a prinde peștele cu undița, cu cârligul cu undița și avea un domeniu pescuitul în largul oceanelor. Că cei care participă la această specialitate importantă, ei pot să vină și cei care pescuiesc pește cu undița. Că tot cap sub incidența în genere a domeniului. Noi trebuie să anunțăm la domeniu, iar specialitatea să-și aleagă fiecare competitor care vine la alegere. Prin aceasta, noi vom deschide larg ușile acestor participanți ca să-și demonstreze ce a făcut el ca rezultate, ca performanțe, ca formare de școli. Noi, ascultând rapoartele la secția noastră, am ascultat niște rapoarte așa, atașate la specialitatea materiale compozite și hibride, care în inginerie este a mie roată la căruță. Eu mă refer și la discipolul meu, Valeriu Dugheru, care are rezultate performante în transmisii precesionale. El n-a putut să spună niciun cuvânt despre transmisie precesională, fiindcă este, da, în domeniul ingineriei, materialul compozit, dar nu este cel mai important care trebuie să-l aducă un competitor la postul de membru corespondent sau membru titular. De aceea eu rog ca să se înregistreze prin adunarea generală și această propunere pentru a fi modificat regulamentul. Vă mulțumesc, doamnă Cancean. Noi numai decât o să ținem cont. Lucrurile acestea s-au discutat pe parcurs foarte frecvent. Vreau să vă spun că noi am mers de la început, în decembrie, am mers la domenii și s-au găsit colegi de noi care ne-au dat în judecată și noi am fost nevoiți ca să întoarcem la specialități, ca așa era scris în regulament. Eu cred că noi trebuie să schimbăm regulamentul și eu știu cine a insistat și pentru unul. Eu știu și cine a insistat ca la primul tur să fie, să voteze doi. Eu tot lucrurile astea le știu și cândva, când o să scriu memorie, o să scriu cine. Dar vreau să vă spun că noi am trecut acest exercițiu chiar prin aceste probleme, dar eu am absolut vă susțin pe dumneavoastră. Noi nu suntem așa de mulți. Noi, la noi se schimbă specialitățile foarte repede, pentru că progresul este destul de mare. La noi, în timp de 5 ani de zile, un cercetător, el poate să ducă complet în altă direcție după aceea să sunteze de doctor sau doctor habilitat. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să dăm mai multe grade de libertate pentru ca să se manifeste însuși cel care vrea să devii membru Academiei, dar nu să îi impunem noi. Eu, în privința aceasta, primeam să vă susțin întru totul și pe doamna Cancean Furdui. Bine, stimați colegi, eu propun ca noi aici să oprim, deci,
aceste deci, discuții și să începem să prezentăm. Eu vă propun ca să facem felul următor. Deoarece în regulament se scrie că de la început merg membrii titulari sau membrii corespondenți, eu vă propun ca noi deci experții propun de la început membrii titulari, după ce și includem în comisia de vot secret, după ce membrii corespondenți, iarăși îi includem, alegem comisia, am să propun ca să fie o comisie pentru ambele alegeri, și membrii titulari și membrii corespondenți, și după ce procedem la alegeri. De la început să aleg membrii titulari, să scot, după ce se scot urnele, să anunță cine a câștigat, și apoi votăm membrii corespondenți. Din păcate, așa scrie în regulament și dacă nu o să facem, o să găsească iarăși o persoană, o să ne astăzi legea este mai presus decât tot, actul normativ e mai presus decât orice. Noi trebuie să ne ținem de buchea legii ca să nu aducem prejudicii pe cei pe care să-i alegem astăzi membrii Academiei. Vă ofer cuvântul, stimați Academician. Onorată asistență, stimați colegi, la specialitatea chimie ecologică, a fost pretendent la titlul de academician, membru corespondent. Eu vă rog, domnul Lupașcu, aici la catedră. Domnul Tudor Lupașcu a fondat Școala Știință Chimie Absorbanțelor Carbonici și în perioada anilor 2012-2017, adică de când a fost ales membru corespondent, a fost fondată o nouă direcție de cercetare care ține de depolimetizarea taninurilor prin halogenizarea acestora, studiul mecanismului reacției și cercetarea proprietăților fizico-chimice și microbiologice ale produselor noi obținut. Scopul acestor cercetări este de a obține substanțe biologice active cu proprietăți antifugice și antibacteriene care pot fi utilizate în calitate de pesticide biodegradabile pentru protecția plantelor. Au fost studiate proprietățile fizico-chimice și microbiologice ale nanocompozițiilor obținute. Cercetările sunt în colaborare cu Institutul IOFE din Academia Rusiei și din Institutul de Chimie a Suprafeței a Academiei Naționale de Știință a Ucrainei. Și total a publicat 630 de lucrări, monografii 2, capitole de monografii 2, articole cu factori de impact 10, articole în reviste internaționale 12, a pregătit peste 10 doctori și doctori habilitați în ultime perioade de când e membru corespondent, 4 doctori și este conducător a 2 doctoranți. Are contribuții semnificative la dezvoltarea Academiei de Științe, la promovarea imaginii favorabile a Academiei pe plan național și internațional. La ședința secției din 9 iunie 2017 au fost prezenți 16 academicieni, rezultatele votării pro 12 și contra 4, buletine valabile 0. Mulțumesc, domnul Cărnicean. Întrebări către domnul Cărnicean? Nu sunt. Poftim-ne, domnul membru corespondent. Onorat prezidium, stimați membrii titulari și membrii corespondenți a Academiei de Știință a Moldovei. Semnificația științifică în domeniul chimiei ecologice. Deci analiza surselor bibliografice în domeniul chimiei ecologice ne permite să concluzionăm că tehnologiile bazate pe procese de sorpție, cataliză, sunt cele mai eficiente metode de menținere în armonie a mediului ambient. Principalele rezultate obținute în perioada activității științifice sunt următoarele. Au fost studiate procese și mecanismele chimice, fizico-chimice de sinteză dirijată a cărbunelor active cu proprietăți bine definite, utile pentru protecția mediului ambient și pentru protecția sănătății omului. Au fost studiate procese și mecanisme de imobilizare și oxidare a proloanțelor organici și anorganici, elaborate tehnologiile performante de purificare a apelor reziduare și de potabilizare a apelor de subterane. Au fost studiate procesele și mecanismele de sinteză dirijată a compușilor polifuncționali din produse vegetale și utilizarea acestor preparate pentru tratarea maladiilor omului și a plantelor provocate de fungi și bacterii.
Au fost studiate proprietățile fizice și mecanice ale compușilor minerali existente în Republica Moldova și utilizați pentru obținerea, pentru crearea noilor materiale de construcție. Au fost sintetizați și studiate proprietățile fizico-chimice, microbiologice ale nanocompozitelor obținute în bază de substanțe biologice active inoxil și polimeri naturale. A fost creată școala științifică chimie a absorbanților carbonici. Această școală științifică este confirmată deci de comunitatea științifică din țară și peste hotare prin cele mai mult de 90 de prezentări plenare la conferințe științifice internaționale, prin susținerea 3 teze de doctor habilitat, 8 teze de doctor în știință și pregătite actualmente 3 teze pentru susținere. Obținerea 72 de brevete de invenții, peste 630 de lucrări științifice în domeniul dat, 6 monografii, 5 capitole monografii, capitole colective, 274 articole științifice, inclusiv 54 cu impact factor. Deci, a fost câștigate prin concurs 23 de proiecte internaționale și 14 proiecte naționale, printre care și un proiect actualmente a început anul ăsta, Orizont 2020, și altul se sfârșește proiectul din FIPI-7, care se finisează în acest an. Deci, a fost implementată o serie întreagă de tehnologii în economia națională. Printre cele mai relevante sunt tehnologia de tratare a apelor reziduale de la fabrici textile. Domnul Lupașcu, au trecut 3 minute. Eu nu vreau să fac observații la nimeni, fiecare vorbește așa cum eu consideră, dar vreau să vă am o rugăminte la dumneavoastră. Nu repetați ceea ce spune președintele Comisiei de Experți. Bun, ok. Bine, da. Cel mai relevant. Domnilor, gata, s-a terminat 3 minute, mai mult nu se dă. 3 minute și aici ne-a oprit. Întrebări către domnul... Nu jumătate de minute, dacă puteți să mă... Nu se poate. 3 minute. Eu v-am spus, tu ai fost primul, leacă, știi cum se spune, dar vă rog, nu repetați ce spun președintele. Cât președintele Comisiei Experți vă caracterizează, câte publicații aveți, unde, ce mai departe. Vreau să vorbim despre știință. Iacă, de exemplu, domnul meu corespondent, el studiază procese din mediul ambient, care formează mediul ambient în compoziție chimică adecvată valori biologice. Utilizează metode fizico-chimice, sorbenți și așa mai departe. Deci, lucrurile științifice trebuie de pus, dar celelalte lucruri se spun de către președintele Comisiei de Experți. Eu vă rog, dacă aveți întrebări, către domnul membru corespondent. Dar eu vreau să vă spun că el este o persoană, o personalitate care a adus un aport foarte important în dezvoltarea chimiei ecologice, la această specialitate la care el aspiră. Este apreciat nu numai de noi, de cei din Republica Moldova, dar de foarte mulți cercetători din alte țări și, în deosebi, din România. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci propuneri de a include, de a include în buletinul de vot. Cine pentru a-l include în buletinul de vot, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Vă rog să luați loc. Următorul, oferim cuvântul. Deci, la mine, după, conform... Deci, o secundă. Deci, domnul Cancian Bostan. Sidorenco. Domnul meu corespondent, Sidorenco, vă rog, veniți aici. Aveți la dosarul membrului corespondent, Anatolie Sidorenco, înaintat în baza votului secret la secție inginerie și științe ingineriești și tehnologice. Domnul Sidorenco, după alegerea sa în calitate de membru corespondent al Academiei de Științe, în 2012, a continuat activitatea de cercetare-dezvoltare prin fondarea și dezvoltarea direcției științifice privind elaborarea noilor nanomateriale de tipul firilor și peliculelor subțiri, a nanostructurilor stratificate, inclusiv a supraconductorilor de dimensiuni reduse, inclusiv a nanostructurilor de tipul
supraconductor metal. A studiat efectul Hall cuantic, a stării de supraconductibilitate neomogenă, a efectelor de supraconductibilitate multibandă, etc. Rezultatele activității științifice au un caracter atât fundamental cât și interdisciplinar. După anul 2012 a publicat 2 monografii, 31 de articole în reviste recenzate și 11 brevete de invenție. După anul 2012 au fost publicate 5 lucrări de sinteză, au fost prezentate 5 rapoarte plenare sau la invitație în cadrul conferințelor internaționale. Domnul Anatole Sidorenko este lider al școlii științifice supraconductibilitatea sistemelor de dimensionalitate redusă, pregătind un doctor habilitat și 3 doctori în științe după conferirea titlului de membru corespondent. Este important că ține și cursuri de licență și masterat în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei. Este autor a 4 monografii, în general, a publicat la editura Springer peste 400 de lucrări științifice, publicate în reviste de prestigiu, a obținut 42 de brevete de invenție. Are indicele Hirsch 12 și 640 de citări. Conform studiului materialelor prezentate în dosar, experții considerăm că domnul Sidorenko pe deplin merită să fie inclus în buletinul de vot secret pentru alegerea prin concurs a domniei sale în calitate de membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Vă mulțumesc! Stimați academicieni, onorată asistență, domeniul de cercetare, căruia i-am consacrat ultimii 30 de ani, este supraconductibilitatea sistemelor de dimensionalitate redusă, nanostructuri funcționale supraconductoare, care servește ca bază a electronicii secolului 21, nanoelectronică supraconductoare. Electronica supraconductoare are la bază ei efecte cuantice și are 2 avantaje principale în comparație cu electronica semiconductoare. Lipsa emiterii de căldură în microchipuri supraconductoare și o viteză de calcul de 1000 de ori mai înaltă. Ca exemple de implementare în practică a rezultatelor cercetărilor fundamentale și a efectelor depistate de noi, aș menționa niște efecte. Fenomenul de redimensionare a nanostructurilor supraconductoare în câmpuri magnetice puternice a fost implementat într-un nou tip de senzori de radiație infraroșu cu un diapazon dinamic variabil care a funcționat cu succes în stația spațială Mir. La investigările supraconductibilității multibande, în debaridul de magneziu a fost depistată deplasarea anomală termoactivă a fluxului magnetic. Acest fenomen a fost implementat la fabricarea cablurilor supraconductoare din debarid de magneziu și magneților puternici pe baza lor. A fost depistată experimental apariția stării supraconductoare de tipul Larkin-Ovchinnikov-Fuldeferel, prezisă teoretic, în sistemele stratificate supraconductor-ferromagnet, comportamentul restabilirii duble a supraconductibilității. A fost propuse și brevetate dispozitive noi supraconductoare, valve de spin, care utilizează fenomenul observat și sunt destinate spintronice supraconductoare. Deja la această etapă a cercetărilor este elaborată o gamă de structuri nanoelectronice funcționale, dispozitive și senzori noi, care au la bază funcționărilor fenomenele și efectele depistate și sunt implementate într-un șir de domenii științifice și inginerești. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Vă rog, întrebări. Scuzați, vă rog, că vorbim la telefon când a terminat
Către domnul Cămcean Bostan n-ați avut întrebări. Am înțeles eu. Acum întrebări către domnul membru corespondent Sidorenco. Dumneavoastră ați văzut și domnul Cămcean Bostan și domnul Sidorenco au vorbit despre importanța anume științifică, foarte important. Dar îl cunoaștem, da? Foarte bine. Este un director bun, este un savant bun. O propunere. Propunerea este de a include în buletinul de vot. Cine pentru aceasta vă rog să votați? Eu vă mulțumesc. Împotrivă, abține, unanim. Vă rog, luați loc, domnul membru corespondent. Următorul ofer cuvântul domnul Cancian Ieva Gudumac și domnul membru corespondent Hotineanu, vă rog la catedră. Eu vă mulțumesc. Domnul președinte, domnul Vadim Hotineanu este o personalitate bine cunoscută în Republica Moldova și nu numai peste hotarele ei, nu numai ca un chirurg, ca un cadru didactic, ca un savant, dar și ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De ce zic deputat? Fiindcă ne ajută a elabora acea legislație care ne vine în favoarea noastră. Ca membru corespondent, el a respectat toate cerințele față de membru corespondent și vreau dintr-o dată să vorbesc că după ce a devenit membru corespondent, el de acum a publicat peste 500 de lucrări științifice, avea în total 777. Ca atare, domnul academician Hotineanu dezvoltă o ramură foarte importantă în știință din Republica Moldova, anume acele malformații și patologii câștigate a tractului digestiv și anume a aprofundat cunoștințele și cercetările în domeniul zonei hepatopancreatobiliare, o zonă foarte importantă și cu patologii destul de importante în Republica Moldova atunci când crește ciroza, când cresc anomaliile acestei zone, fiecare cunoaște nu numai din literatură, dar și din viața de toate zilele. El pentru prima dată a introdus transplantul hepatic în Republica Moldova, a creat un program și împreună cu domnul academician Irinel Popescu din România au efectuat o serie de intervenții chirurgicale care au fost foarte bine documentate științific. Domnul academician Hotineanu a publicat 777 de lucrări științifice, 7 monografii, 6 manuale, 19 invenții și inovații. A creat o școală, școala de reconstructivă în chirurgia și a zonei hepatopancreatobiliare. Conduce un laborator științific în domeniul dat. Sub conducerea domnului academician au fost ținute 16 doctori habilitați, 16 doctori și 4 doctori habilitați în științe medicale. Ca atare, comisia și medicală și de experți, controlând toate documentele, a ajuns la concluzia că corespunde acestui domeniu prin faptul că nu numai că ne face față științei din Republica Moldova, dar o dus-o departe de hotarele Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cancian. Vă rog întrebări către doamna Cancian Ieva Gudumac. Nu sunt. Poftim, domnul membru corespondent. Asta? Așa, așa, dale. Onorați membri Academiei de Știință, știința, de fapt, pentru științii am consacrat o viață. Din 1978 sunt în domeniul de cercetare și în această perioadă am avut mai multe priorități în cercetare chirurgicală. Ca prim pas a fost infecția în chirurgie, un lucru care s-a finalizat prin anii 90 cu mai multe disertații susținute de discipulii mei. Ulterior, mi-am axat activitatea pe, într-adevăr, zona hepatobiliopancreatică, care este o zonă pentru tractul digestiv, cred că cea mai importantă, și ultimul timp prevalează patologia legată cu duodenul și duoden ca centru de motilitate a tractului digestiv. Și aici s-au realizat cercetări și fundamentale, dar și cercetări clinice. Au fost susținute mai multe disertații, mai multe tehnici chirurgicale au fost propuse.
Și un domeniu care ultimul timp mă ocup foarte important este transplantologia. Deci, pentru a ajunge în 2013 la primul transplant de ficat, a fost necesar de a dezvolta chirurgia ficatului, care este în această zonă și care nu era la nivelul chirurgiei moderne. Și acum, în clinica în care activez, deci este întregul arsenal de intervenții chirurgicale care sunt adresate ficatului, inclusiv și a tumorilor de ficat. Același lucru este realizat și cu pancreasul. La pancreas m-am axat pe chirurgia programată a pancreasului, aici unde aportul deci a științei noastre a fost un pic mai un pic mai slăbuț. Și în această perioadă s-au implementat și dezvoltat toate tehnicile chirurgicale în chirurgia pancreasului și astăzi practic tot ce vizează de oncologia pancreasului, de patologia cronică a pancreasului este rezolvată în Republica Moldova și cetățenii noștri au posibilitate de a beneficia de aceste intervenții chirurgicale. Am mai mulți discipoli, școala chirurgicală care este creată. Doamna, este un corespondent. De acum discipoli a vorbit doamna Gudumac, așa că eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări către... Da, Bufin. Cum câțiva ani îmi amintesc când la un post de televiziune alături de un coleg din România ați anunțat că pentru prima oară în Republica Moldova s-a făcut transplant hepatic. Da. Tot atunci mi-amintesc că eu ca inginer mi-amintesc bine, fiindcă v-ați referit la lipsa utilajelor respective în Republica Moldova și vreau să vă întreb, lucrând în Parlament, Parlamentul v-a ajutat cu ceva ca să dobândim și noi utilajele respective ca să puteți în plină forță să veniți cu servicii față de populația noastră aici în Moldova, nu plecând prin Germania, Franța, că avem specialiști, avem foarte buni. Vă mulțumesc, domnule academician, precis că tineri avem și tineri foarte mulți dotați. Vedeți că majoritatea din ei, din lipsa condițiilor de muncă și de apreciere lor, aici în țară pleacă și se manifestă prin capacitățile lor în altă parte și mai puțin aici în Republica Moldova. Fără discuții, eu nu aș vrea să spun că doar datorită Parlamentului sau doar datorită Guvernului, dar necât la asta, fiind ministru, am inițiat procesul de modernizare a instituțiilor medicale și în felul acesta, cu susținerea europenilor, s-a construit în Spitalul Republican un nou bloc de chirurgie și terapie intensivă cu care nici cum nu putem să tragem cu obrazul. Cred că este unul dintre cele mai performante la momentul actual și cu condiții excepțional de bune și indiscutabil că acolo am și avut posibilitate să realizăm acel primul transplant, dar nu numai asta. Susținerea colegilor din Franța, susținerea colegilor de transplantologi din Spania, unde echipa de tineri chirurgi a fost trimisă pentru stagieri și pentru a prelua aceste tehnici, inclusiv cel mai mult am fost susținuți de către academicianul, profesorul Irinel Popescu, cu care menținem și acum aceste legături și continuăm să ne împărtășim cu realizarea. Membru de onoare Academiei de Științe din Moldova. Da. Doamna Cancean Fordui, întrebarea... Autoritatea dumneavoastră, ca personalitate, va permite totuși ca Academia, când se va examina la Parlament, totuși să supraviețuiască sau, pur și simplu, autoritatea dumneavoastră nu va fi distrusă. Mulțumesc, domnule academician Furdui.
Deci eu am să-mi depun toate sforțările ca Academie de Științe să nu devină doar numai o instituție de cercetare autonomă, dar să fie, să rămână și cu acele instituții care i-au fost specifice după 60 încoace, care au fost create în cadrul Academiei de Științe și în special. Pentru mine este foarte important ca în Academie să rămână știința fundamentală, să rămână știința sociopolitică, dar unde o să mai facă această știință, dacă nu aici, în Academia de Știință. Și împreună cu dumneavoastră, pe care vă invit dată după ședință, să ne așezăm și să muncim, să vedem cum eu prezint mâine prezidez ședința Comisiei Parlamentare. Vă mulțumesc! Vreau să spun că doamna Cancian Furduie, întrebarea este bună, dar ceea ce a spus domnul membru corespondent, domnul președinte a Comisiei Parlamentare, noi astăzi cu dumneavoastră sau cine mai este, trebuie să lucrăm pentru că situația este foarte... Și aștept de văzut ce se poate de făcut, pentru că autoritatea este cunoscută, dar există și o majoritate parlamentară care trebuie convinsă. Dacă nu mai sunt întrebări, îl cunoaștem foarte bine. Un mare specialist, în afară de specialist în domeniul chirurgiei, este, cum a spus domnul Cancian Furduie, o persoană socială. Eu propun, sau dumneavoastră, dacă sunteți de acord, ca să includem în buletin de vot. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Vă mulțumesc, împotrivă, abțineri nu. Următorul, deci, este domnul Academician Roșca și se invite domnul membru corespondent Ducean. La postul vacant de membru titular specialitatea drept constituțional, secția a votat unanim candidatura domnului membru corespondent Ion Buceac. Area de cercetare, științifică, de până la alegerea în calitate de membru corespondent și după a fost și a rămas cercetarea oportunităților, căilor și modalităților democratizării sistemului constituțional din Republica Moldova, parte integrală a constituționalismului european. În baza cercetărilor efectuate, au fost publicate mai multe lucrări valoroase, publicate atât în Republică cât și peste hotare. Este vorba de 5 monografii, articole științifice în reviste internaționale și în cele editate peste hotare, în total 12 articole în reviste naționale, 10 articole științifice în culegeri, 13, a pregătit 15 doctori în științe, dintre care 6 după conferirea titlului de membru corespondent, raporturi la conferințe internaționale în plen, 6, comunicări la conferințe internaționale, 7, comunicări la conferințe naționale, 8, participări la alte manifestări științifice, 5, așa, candidatura domnului membru corespondent Ion Buceac a fost înaintată de subsemnatul, așa, are 3 scrisori de susținere de peste votare și așa precum am spus, la secție a fost votat unanim. Propunem includerea sau asta face domnul președinte. Vă mulțumesc. Întrebări către domnul Cancian Roșca? Nu sunt. Oferim cuvântul domnului președinte. Domnule Cancian Roșca, vă mulțumesc pentru această prezentare. Mulțumate domnule președinte, onorate prezidiu, stimați membri ai Academiei, doamnelor și domnilor,
Activitatea științifică pe care o desfășor parcursul la mai mulți ani, în special după conferirea calității de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, spasează în area dreptului public, în special dreptul constituțional. De fapt, activitatea mea științifică, parcursul ultimor ani, a parcurs și a avut loc sub și în prezența dumneavoastră, în special în domeniul științei dreptului constituțional. Am fost captivat pe parcursul științific de fenomenul constituționalismului. Mă bucur că mă aparține dreptul de a fi cel care a introdus în circuitul științific din Republica Moldova această noțiune și categorie juridică. Cercetările axate în acest domeniu au vizat în special Constituția în calitatea acesteia de legi fundamentale, inclusiv conținutul, natura juridică acesteia, forma, procedura de elaborare, adoptare și revizuire. În urma analizei Constituțiilor statelor lumii care și-au văzut o prezentare zmativă într-o monografie care a apărut la editură de prestigiu din Republica Moldova, am ajuns la concluzia că Constituția oricărui stat dispune de anumite rădăcini politice și juridice. Ignorarea acestui fapt duce la adoptarea unor Constituții, unor legi fundamentale care sunt rupte de realitate, astfel încât ignorarea acestui adevăr științific duce la o situație similară cu cea menționată de marele istoric Nicolae Iorga, care aprecia Constituția României din 1866 ca fiind o haină prea largă pentru țară la acea perioadă istorică. Am constatat și probabil că este o ambiție personală că Republica Moldova a urmat o dezvoltare constituțională inedită, care privește mult mai adânc în trecutul istoric al poporului nostru decât, să zicem, primele Constituții de natură socialistă sau Constituția în vigoare, așa cum afirmă alți oponenți științifici. Și vreau să vă duc un exemplu foarte simplu. De regulă, cei care vorbesc despre Constituția nescrisă fac trimitere la Marea Harta Libertăților, adoptată în anul 1215 în Marea Britanie. Cei care vorbesc de Constituția scrisă consider că prima Constituție scrisă în lume este Constituția Statelor Unite 1787, continentul european, Constituția Franței în 1991. Și să vedeți dumneavoastră, colegii noștri din Ucraina încearcă să demonstreze că anume Ucraina a fost adoptată prima Constituție din lume și în calitate de exemplu aduc Constituția, așa numită Constituția lui Filip Orlik, adoptată în a doua jumătate a secolului XVIII de către administrația în exil de la Sieciul Zaporojan în orașul Tighina, teritoriul Republicii Moldova. Dar noi uităm că și în istoria neamului nostru au fost acte de importanță istorică și de valoare constituțională. Este exemplu de Marele, este exemplu Marele Hristov al lui Constantin Mavrocordat, care a domnit de 4 ore în România. Mulțumesc, domnule corespondent. Da, vă rog, dacă sunt întrebări, sunt întrebări către domnul Guceac. Nu sunt, îl cunoaștem foarte bine. Este o propunere de a include în buletin de vot. Cine pentru aceasta vă rog să votați. Împotrivă, abține, unanim, vă mulțumesc. Acum trecem să-i audiem pe candidați la membrii corespondenți și după aceea procedem la votare. Pe votarea pe rând. Membrii titulari separat și membrii corespondenți separat. Începem iarăși cu secția Științe ale Naturii și Exacte. Îi oferim cuvântul domnul Cancian Mitrofan Ciobanu. La specialitatea... Invităm pe Svetlana Cojocaru. Da, la specialitatea... Svetlana Cojocaru, vă invităm. Bazele teoretice ale informaticii. A prezentat dosarul doamna doctor habilitat, profesor cercetător Svetlana Cojocaru. Domeniul de cercetare, interacțiunea om-calculator. Problema principală, interferență inteligente, a pregătit 5 doctori în știință la specialitatea respectivă. Rezultatele principale. A fost propus o clasă nouă de gramatici cu context dispersat, demonstrat echivalența lor cu gramaticile dependente de context. În baza acestui formalism a fost definită gramatica de flexionare, în baza căreia a fost soluționat problema flexionării automate pentru limbajele naturale flective.
a fost propusă arhitectura interfeței inteligente pentru sistemul de calcul simbolic. Bierman a introdus noțiunea de mediu de calcul, propus algoritmul de generare a mediului de calcul. A fost extinsă capacitatea de calcul al sistemului Bierman. A fost proiectate interfețele pentru aplicații informatice în medicină. Au fost propuși algoritmi pentru soluționarea eficientă a unor probleme computaționale dificile de tip ENP complete din domeniul calculului simbolic și procesării în limbajul natural bazat pe modelul de calcul cu membrane. Publicații, 203 lucrări, inclusiv 3 monografii, 7 capitole monografii, Springer și altele, participarea la forul științific și național și internațional, 9 comunicări în plen și invitate, indicele Hirsch 8, total 272 de citări, conducător la nou proiecte internaționale de NATO, INTAS, Academia Regală Suedeză și altele. Este laureată a Premiului Național al Republicii Moldova 2011 și Premiul Academician Constantin Sibirski 215 și activitate didactică profesor intermar la Universitatea Academiei de Știință. La ședința secției din 9 iunie 2017 au fost prezenți 16 academicieni și 6 membri corespondenți. Rezultatele votării pro 21, contra 1, buletine nevalabile 0. Mulțumesc. Întrebări către domnul Cădincean. Nu sunt poftim, doamna Sătana. Mulțumesc, stimați membri ai Academiei. În completare la cele spuse de către președintele Comisiei de Experți Academicianul Mitrofan Ciobanu, aș vrea să mai adaug următoarele. Am inițiat în țara noastră cercetările în domeniul interfețelor inteligente, adică ale acelor componente ale produselor program care contribuie la faptul ca anume calculatorul să se adapteze la necesitățile, preferințele, abilitățile utilizatorului și nu invers, cum ne confruntăm cu softurile cu care operăm în prezent. În acest domeniu am lucrat în trei direcții, procesarea limbajului natural, adaptarea interfeței către utilizator și preluarea problemei de la utilizator. După cum a fost menționat, am introdus o nouă clasă de gramatici cu context dispersat. În baza lor am definit gramaticile de flexionare, în baza acestui formalism am construit gramatica pentru limba română, astfel am reușit în mod automat să creăm importante resurse lingvistice electronice pentru limba română, care au fost folosite și sunt folosite în diverse aplicații. Spre exemplu, în prezent lucrăm asupra unui proiect de elaborare a unei tehnologii de digitizare a textelor românești scrise cu grafie chirilică, cuprinzând perioada secolilor 16-20. Am introdus noțiunea de mediu de calcul pentru sisteme de calcul simbolic, am elaborat metoda de construire a mediului de calcul personalizat implementată în sistemul Bergman, pentru care am dezvoltat și capacitățile de calcul, implementând algoritmi de calcul a bazei Groebner, rezoluție ANIC, numerilor vete și altor funcții matematice. Arhitectura interfeței inteligente a fost implementată și în proiecte de sisteme informatice în medicină, precum cel de diagnostic ultrasonografic și versiune pilot în cadrul unui proiect care îl avem împreună cu academicianul Stanislav Gropa. Pentru viitor, considerăm necesar să ne concentrăm eforturile în jurul dezvoltării e-infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova, cuprinzând un cadru conceptual și metodologic general cu instrumente pentru valorificarea prin digitizarea patrimoniului cultural și științific al țării noastre, deziderat prevăzut în strategia Moldova Digitală 2020. Mulțumesc, doamna Svetlana. Vă rog, întrebări, dacă sunt. Cunoaștem director de institut. Susținem cine pentru a include în buletinul de vot. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nus, unanim. Se invite doamna doctor habilitat Maria Nidialcu.
doamna Maria, doctor habilitat, profesor universitar, Maria Nedelcov, specialitate meteorologie, climatologie, agrometeorologie, pe parcursul activității sale științifice, la specialitatea 135 meteorologie, climatologie, agrometeorologie, doamna doctor habilitat Maria Nedor, realizează pentru prima dată clasificarea iernilor după gradul lor de asprime și școala în evidență noilor condiții de iernare. Dezvoltă o direcție nouă în regionarea agroclimatică a teritoriului, elaborează trei indici climatici cu aplicabilitate în climatologie regională și peste hotarele țării. La nivel internațional este recunoscută și utilizată de către Global Water Partnership indicele Nedelcov a perioadelor uscate și de către OSCE proiecțiile climatice elaborate pentru asigurarea securității alimentare în sudul Europei. Este recunoscută și utilizată metodologia de elaborare a modelelor cartografice pentru Bazinul Prut, Republica Moldova, România și Nistru. Timp de 25 de ani este coorganizatorul simpoziului internațional Sistemii Informaționale Geografice și 12 ani coorganizatorul simpoziului internațional Mediu Actual și Dezvoltare Durabilă. A participat de numărate ori cu rapoarte în plen prezentate în țară și peste hotare. Participă activ la realizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și pe planul național. A pregătit 5 doctori în științe geografice, a publicat 220 de lucrări științifice, 6 monografii și 4 suporturi didactice de articoluri de sinteză. Este membru al revistei internaționale Mediu Actual și Dezvoltare Durabilă a jurnalului. Și secția a recomandat-o pe doamna, din 16 academicieni 6, a recomandat-o pe alesul pentru dumneavoastră. Vă rog întrebări că doamna Cancian Mitrofan Ciobanu, nu sunt. Vă rog, doamna doctor Caibilitat Maria Nedelcov, de a apăsați, vă rog, pe cei două butoane. Onorată audiență, schimbările climatice regionale reprezintă o adevărată amenințare la adresa dezvoltării durabile prin ritmul accelerat de manifestare și incapacitatea noastră de a ne adapta către aceste schimbări. Iar orientarea agrară a țării, dependentă în mare măsură de vreme, pune în pericol existența sau stabilitatea ecologică a țării în viitorii ani apropiați. În acest context, considerăm că acele realizări și cercetări care au loc în specialitatea la care candidez sunt extrem de actuale, dar și necesare în viitor. Pe parcursul activității mele, timp de 35 de ani în cadrul Academiei de Știință, am reușit să dezvolt o nouă direcție în climatologia contemporană și anume cea geoinformațională, inițiată sau fondată de regretat academician Tatiana Constantinov, să elaborez metodologii de obținere a modelelor cartografice în estimarea resurselor climatice, recunoscute și utilizate în țară și peste hotarele ei, să realizez diverse proiecții climatice care sunt utilizate de diverse organisme internaționale, în speță OSCE și Global Water Partnership, în elaborarea scenariilor privind asigurarea securității alimentare în sud-estul Europei. În plan național, cu regularitate, sunt implementate rezultatele obținute în climatologie în cadrul diverselor instituții științifice de profil din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dar și la elaborarea diverselor, să zicem, acte normative în construcție de către Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor. În plan local sunt elaborate diverse măsuri concrete de adaptare către noile condiții climatice care sunt incorporate în strategiile de dezvoltare ale raioanelor administrative.
Pe lângă cele spuse, consider că cea mai mare realizare în domeniul nostru este editarea primului atlas științifico-tematic în limbile română și engleză în baza sistemelor informaționale geografice. Poate nu prea modest va fi astăzi spus, această metodologie care este elaborată aici acasă stă la baza elaborării a două atlase tematice din cadrul bazinului Prut și din cadrul Nistrului. Sper că această informație actualizată va contribui la dezvoltarea științei autohtone, dar și va contribui la dezvoltarea economiei naționale în general. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director, doamna doctor Habilitat. Noi se cunoașteți, deci a spus domnul Acâncean, directorul Institutului de Ecologie și Geografie. Vă rog, întrebări. Nu sunt propuneri. Cine pentru a include în buletin de vot, vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă, abține, nu. Se invită doamna Elena Zubcov, doctor Habilitat. La specialitatea zoologie, din trei candidaturi, a fost aleasă pentru atenția dumneavoastră candidatura Elenei Zubcov. Direcția de cercetare, studiul biodiversității ca precondiția a funcționării durabile a hidrobiocenozelor în vederea determinării capacității de suport a ecosistemelor acvatice, stabilirea limitelor de toleranță a hidrobiocenozelor, cuantificarea biomigrației ecotoxicanților și elaborarea proceselor de bioremediere a ecosistemelor acvatice. Pentru prima dată, prin efectuarea analizii polifactoriale, au fost determinați parametrii cantitativi ai ponderii factorilor principali în procesele de biomigrație și prognozare a fluxurilor metalelor și ecosistemelor acvatice. Descifrarea proceselor de acumulare și a rolului substanțelor chimice în dezvoltarea beștelor, redistribuirii și schimbării raportului între diferite microelemente în organele peștelor în dependență de metabolismul plastic și cel generativ, cât și argumentarea importanței microelementelor în aprecierea calității produselor pascicole au fost apreciate ca fiind depionerate de către experții europeni în cadrul proiectului INCO Copernicusiar. Rezultatele publicate sunt citate în peste 200 de lucrări științifice de reviste cotate ISI. Este elaborat conceptul evaluării capacității de tampon a ecosistemelor determinate limitele toleranței unor organisme acvatice la substanțe toxice și stabilite concentrațiile optime admisibile periculoase pentru organisme acvatice. Sunt elaborate, brevetate și implementate două tehnologii, 5 procedee în pascicultura și acvacultura, menționate cu medalii și diplome. Conducător la 9 teze de doctor, publicații după monografie, 126 de articoli, raportul de sinteză la comanda FAO, un atlas de mape, 16 ghiduri, 7 rapoarte plenare, indice de citare 322 în reviste de specialitate, indice Hirsch 6. În 24 de proiecte naționale, suma de ultimii 6 ani peste 3 milioane de euro, 26 de proiecte naționale, membru la 4 comisii guvernamentale a Republicii Moldova, la 11 organizații internaționale. Este profesor de onoare a Universității Dunărea de Jos, România. Medalia Dimitrie Cantemir, laureată premiului Prezidiului Academiei de Științe și medalia de acest. Mulțumesc, doamna Cancean. Poftim întrebări către doamna Cancean. Da, doamnă membru corespondent, Dediu Ion. Da. Microfon. Comisia de la Comisia a acceptat trei candidați
trei candidați, din care numai unul are specialitatea zoologiei, care n-a trecut. Vreau să ne propuneți, poate între timp s-a schimbat domnul președinte Duca regulamentul, nu știu. Da. Vreau ca doamna Elena să știe. Dumnezeu este specialist în domeniul hidrobiologiei și poate mai pretinde la ceva. Lucrările care eu le prețuiesc înalt și aș fi votat cu ambele mâini pentru doamna Zubkov. Același lucru aș spune și cu privire la alt candidat care a fost Voloșiuc, care a fost și student, care și el are lucrări foarte importante, care chiar și-a fondat o direcție și chiar o administrație nouă în domeniul agroecologiei. Candidatura pe care am înaintat-o, așa s-a întâmplat că n-a trecut, care era unicul cu specialitatea zoologiei. Restul nu. Vă rog să răspundeți aici public, oficial. Eu pe doamna Elena am felicitat-o pentru specialitatea. Vă rog să-mi gândesc și aia, nu numai. Ne-am răspundit. Eu să răspund, da? La adunarea secției, când noi am determinat specialitățile care, la care se anunță concurs, s-a menționat că nu numai decât să fie după susținere, dar să aibă lucrări fundamentale în domeniul zoologiei, de exemplu, sau în domeniul așa. Așa s-a hotărât la adunarea secției, că au dreptul cei care au în acest domeniu lucrări fundamentale. Și atunci s-a votat, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, au fost propuse la două specialități și s-a pus la vot. Da, și s-a hotărât în final să fie zoologie, că pot participa și de la alte specialități. Și atât, din punctul ăsta de vedere, avem astăzi situație, dar doamna Zubkov a fost înaintată la concursul ăsta de Institutul de Zoologie și experții au menționat că corespunde specialității, dar mai mult eu nu vă pot spune nimic. Doamna Cancian, eu o propunem. Deoarece noi cu dumneavoastră, da, există directorul Institutului Zoologiei, eu propun la Cancian Tudera să-i oferim lui cuvântul pentru a explica răspuns la această întrebare a domnului membru Academiei Din. Este depresor prin faptul că noi am discutat foarte mult și dacă colectivul Institutului de Zoologie, unde sunt 12 doctori în știință, un academician, au găsit de cuvință că din 4 candidați care întrunesc după lucrările publicate, după realizările și după criteriile care le-a menționat domnul Cancian Furdui, că a făcut și pentru știința națională și internațională și este combatant a politicii și reprezentantul țării la diferite negocieri. Și dumneai în lucrările sale și în teză de doctorat. Deci și-a focusat activitatea și rezultatele obținute pentru a demonstra vechiul adevăr biologic, unitatea dintre organism și mediul ambient. Dumneai, deosebire de ceilalți, leagă toată funcționalitatea și stabilitatea lumii animale în condiții de instabilitate a factorilor climatici. Și arată și chimia, și temperatura, și hidrologia, și factorii antropici. Iată, acesta este un plus al lucrării care ea de mult nu poate fi înțeleasă. Și ei se uită la specialitate. Da, a sunut la hidrobiologie și ichtiologie. Dar oare ichtiofauna, dar oare moluștele, dar oare artropodele, oare mizidele, oare nu sunt reprezentanți al lumii animale? Și zoologia, deci asta este, poți să în Institutul de Zoologie Academiei Rusiei, acolo este același consiliu, zoologie, parazitologie,
herpetologie și entomologie. Domnul același Cancian, consiliu. Domnul Cancian, eu vă mulțumesc pentru răspuns. Eu cred că aici dumneavoastră nu trebuie adecvat să aveți. Trebuie să aveți încredere în institut și în oamenii care au promovat. Susținerile de la patru academii din Statele Unite și Europa și România vorbesc cu lux de amănunte că merită anume și la zoologie merită. Vă mulțumesc, doamna Cancian. Îi oferim cuvântul doamnei doctor Capitat Elena Zivcov. Deja nu știu mai multă onorată asistență, deci nu știu din ce să încep, dar vreau să vă spun că direcția de cercetare, vreau eu sau nu vreau, a fost studiul diversității ca precondiția funcționării durabilă a hidrobiocenozilor prin stabilirea limitelor de toleranță, prin cuantificarea biomigrației ecotoxicanților, prin investigații anume tuturor indicatorilor care se referă la zoologie. Deoarece peștii tot sunt acele organisme care se studiază de zoologie. Este zoologia generală care se ocupă pur numai despre sistematică. Doamna Adriana, eu vă rog, nu dați explicații. Da. Sau dați explicații. Vreți să vorbiți despre știința eu care o aduceți în vă spun în că prin reșind din obiectivele care erau puse de multe anuale, pentru prima dată prin stabilirea legităților de acumulare a substanțelor chimice în organismele acvatice, prin cuantificarea rolului acestor organisme în migrația biogeochimică, prin determinarea influenței mediului asupra proceselor producționale, asupra gametogeneziei peștilor reproducători, ne-a permis în premieră să elaborăm un concept de evaluare capacității de tampon a ecosistemelor acvatice. Să determinăm nivelul de, adică limitele de toleranță la mai multe organisme acvatice, nevertebrate și ichtiofaună, prin aprecierea și efectelor de sinergism, antagonism și aditism, ceea ce practic până la investigațiile noastre în domeniul hidrobiologiei au fost foarte rare. Și prin aceste investigații au fost determinate concentrații optime, admisibile și extreme sau periculoase pentru ecosistemele care le caracterizează de la oligo, pe la mezosaprobe și politrofe. A fost cuantificat și rolul utilizării nevertebratelor planctonice și bentonice ca indicatori, ca monitori în monitoringul. Și anume aceste investigații au fost baza științifică la regulamentele elaborate și aprobate de Guvernul Republicii Moldova prin hotărâri, care a intrat ca parte componentă în implementarea legii APEI. Descifrarea proceselor anume de acumulare în pești la etapă de icre, larve, puiet, indivizi maturizați și redistribuirea acestor elemente între diferite organe acestor specii, cât și schimbarea coraportului și aprecierea acestui coraport pentru aprecierea calității produselor piscicole, chiar desigur că sunt apreciate de experți europeni ca investigații de pionerat. Eu nu mai vorbesc despre modernizările tehnologiilor și procedeilor elaborate, dintre care 6-7 brevete sunt implementate și nu numai în țara Moldova, dar și în țările din Europa. Dar procedeul de spărire rezistenței... Vă mulțumesc, doamna Elena. Eu vă rog întrebări. Vreau să confirm ceea ce a spus și doamna Carimicean Todiraș, că deci, Elena este foarte bine cunoscută, nu numai la noi în țară, dar și peste hotare. Ea este acea persoană care, practic, a dus la cei ca ucrainienii să oprească acel dizmăț care ei l-au început în bazinul râului Nistru. În afară de aceasta, dați-mi un exemplu, o să găsiți, dar dați-mi a unei persoane care pe parcursul ultimii 3-4 ani de zile au adus 3 milioane de euro la institut prin proiecte europene. Așa că Elena Zubcova, cum a spus domnul Cancian Todiraș, ea pe deplin corespunde. Deși sigur că aici are dreptate și domnul meu corespondent Deli, pentru că ea vine la hidrobiologie. Dar dumneavoastră trebuie să lucrul ăsta să-l clarificați și să-l clarificați de ce noi vă susținem. Propunerea este pentru a include în buletinul de vot. Cine pentru aceasta vă rog să votați? Împotrivă? Abțineri? Unanim? Vă mulțumesc, luați loc. Îl invit pe
domnul Cămcean Bostan ca să-l prezinte pe domnul doctor habilitat Dumitru Țiulean. Și pe domnul Dumitru Țiulean îl invit aici la catedră. Apăsați pe... La un singur loc anunțat, la specialitatea materiale compozite și hibride, au participat 3 competitori. Concursul în cadrul secției a fost câștigat de domnul profesor doctor habilitat Dumitru Țiuleanu cu scorul 6-0. 6 votanți au fost în total. Doctorul habilitat Dumitru Țiuleanu a fondat și conduce o nouă direcție științifică în studiul fenomenelor de suprafață, de contact și de electrod în materialele calcogenice dezordonate. A descoperit fenomenul transformărilor chimice electrostimulate la interfața sticlelor calcogenice cu metale, precum și cel de deformație fotostimulată a suprafeței de juncțiune. Domnul profesor a stabilit principiile și legitățile de formare a barierei Schott-Chimot la interfața metalelor cu materiale calcogenice dezordonate. În premieră a elaborat concepția utilizării injecției extracției purtătorilor de sarcini electrice prin interfața heterojuncțiunilor izotopice cristal-sticlă. A propus o nouă metodă de studiu al procesului de fotodifuzie a metalelor în sticlele calcogenice. Domnul profesor Țiuleanu este autor a 4 monografii și 5 articole de sinteză, a prezentat 8 rapoarte la ședințele plenare sau la invitații la conferințele internaționale, este autor a 15 brevete de invenție și, atenție, a înregistrat și întreține până în prezent în Republica Federală a Germaniei un patent. Alt patent l-a înregistrat și îl întreține în Federația Rusă. A pregătit 5 doctori științe, a dezvoltat cercetări atât fundamentale cât și aplicative în elaborare de tehnologii noi, de fabricare a traductoarelor fotoelectrice, elementelor electronice de comutare cu memorie nevolatilă și traductori chimici. Cât privește activitatea didactică, domnul profesor Țiuleanu este profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei, profesor invitat la universități din străinătate, în particular la prestigioasa Universitate Bundeswehr. Mulțumesc, domnul profesor, din München, Germania. Este conducător de doctorat, autor de manuale și de lucrări didactice. Domnul profesor Țiuleanu este autor a peste 200 de lucrări științifice, are indicele Hirsch 12 și în jur de 500 de citări. Comisia, în unanimitate, l-a înaintat pe candidatura domnul profesor Țiuleanu pentru a fi supusă votului la adunare generală. Mulțumesc! Vă rog întrebări către domnul Cancean Bostan. Nu sunt. Poftim domnul doctor habilitat Țiuleanu. Mult stimați domnilor academicieni, mult stimați președinte, domeniul meu de activitate ține de știința materialelor, iar direcția este ingineria materialelor calcogenice dezordonate. Aceasta este o clasă foarte largă de materiale și are o aplicare foarte largă în practică. Noi, practic, ne întâlnim în fiecare zi cu ea. Toată xerografia, toate discurile CD, DVD, sticurile, toate sunt pe aceste materiale. Și alte multe, deci, aplicări. Mi-am adus și eu aportul la dezvoltarea ingineriei și fizice acestor materiale și anume, am identificat tranzițiile topologice de structură în aceste materiale și rolul cheie al numărului mediu de coordonație al atomilor ca consecință practică
este identificarea materialelor cu pierderi acustice slabe pentru diagnostica și defectoscopia ultrasonoră. Am elucidat legitățile de formare a barierilor de contact între aceste materiale și metale, precum și deci, materiale cristaline, în rezultatul cărora a fost descoperit acel efect care este vă spus, de transformări chimice electrostrumurate la această interfață și deci, elaborarea purtătorilor de informație optică de o rezoluție foarte înaltă pentru galografie. Un rol important, în opinia mea, este că am sintezat în primieră și am stabilit proprietățile semiconductoare a dimorfitului artificial și posibilitățile de a fi aplicate în deci, fotovoltaica ultravioletă. Rezultat aplicativ, apariția dozimetrilor de radiație ultravioletă pentru domeniul bactericid. În sfârșit, deci, confirmarea experimentală a mecanismului biconductiv de formare a electroliților solizi în baza acestor materiale, care și-au găsit direct aplicare în elaborarea deci, elementelor de cu memorie nevolatilă. Important, în opinia mea, este deci, înaintarea concepției de interacțiune a electronilor solitari al atomilor de calcogen cu moleculele de substanță absorbite fizic la suprafața calcogenul acestui material. Ca rezultat, reacția chimică are loc la temperaturi mai joase. Rezultatul aplicativ este apariția pe baza acestor materiale a traductoarelor chimice, inclusiv de sensori de gaze toxice, ce funcționează la temperatura camerei. Vă mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc. Vă rog întrebări. Nu sunt propuneri de a include în buletinul de vot. Cine pentru aceasta vă rog să votați? Împotrivă? Abțineri? Nu. Luați loc, vă rog. Deci, o rog pe doamna Acâncean Eva Gudumac să o prezinte pe domnul doctor Habilitat Ion Lupan, pe care l-a invit la catedră. Și la specialitatea stomatologie. Doctorul Habilitat în științe medicale, profesor universitar, decan la facultate de stomatologie, președintele Asociației Stomatologii Republica Moldova, abordează o problemă destul de dificilă din stomatologie, problema tratamentului și diagnosticul malformațiilor congenitale a regiunii oromaxilofaciale, adică cea ce ne face frumuseța feței. Este o personalitate cunoscută mult în Republica Moldova de comunitate medicală, dar mai ales de savanții din România, Franța, Germania și din Statele Unite Americii, unde are foarte multe proiecte comune cu savanții din Statele Unite ale Americii. Este o persoană cunoscută de comunitate socială, sare în vedere copiii care suferă de aceste malformații și care le corectează, domnul profesor, și acei adulți care de acum au trecut perioada de recuperare și li s-au făcut o față frumoasă, o vorbire corectă. Prin urmare, având aceste rezultate, el abordează foarte reușit problemele genetice, care sunt destul de complicate, problemele noi de diagnostic contemporane și probleme de tratament. A perfecționat un șir de intervenții chirurgicale în regiunea oromaxilofacială cu rezultate destul de frumoase. Are o susținere și o colaborare destul de frumoasă, după cum am spus, cu savanții din diverse țări. Are două monografii, are pregătiți doctor habilitat și doctor în medicină și cel mai important că acum pregătești 4 postdoctoranți, ceea ce nu este așa de simplu. Are peste 150 de lucrări științifice, multe medalii de aur, de argint, participări la diferite foruri științifice, membru la diferite reviste prestigioase din România și desigur că a creat o școală. Și de Doamne, ca Republica Moldova să mai aibă așa savanți, așa medici, care s-ar ocupa de această patologie gravă,
de care suferă copiii din Republica Moldova și să aibă cele rezultate frumoase pe care le are domn profesor Lupan. Comisia de experți, în componență domnul academician Palade, domnul academician Țăbârnă și a noastră de medicină, unanim l-a propus la membru corespondent, pe care el îl merită pe deplin încă de mult. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, da? V-ați încadrat. Poftim întrebări câte doamna Canician Eva Gudumac. Nu sunt. Poftim domnul doctor Habilitat Ion Lupan. Prezentați. Stimați domnule președinte Academiei de Științe, mulțumați membrii ai prezidiului, mulțumați membrii titulari, membrii corespondenți al Academiei de Științe. Mă simt onorat că am posibilitatea să stau în fața dumneavoastră. Și vreau să spun că pentru prima dată specialitatea de stomatologie este înaintată la concurs și aș vrea să spun că are o istorie anumită. În 1959 a fost deschisă facultatea, au fost primele cadre științifico codidactici care și-au adus un raport foarte și foarte mare, au făcut lucrări recunoscute în țară și după hotare pentru cele suntem foarte și foarte recunoscători. Punctul 2, aș vrea să menționez ce a spus domnul academician Ababi în medicină. Este foarte greu ca să lucrezi de unul și ca să faci cercetare de unul. Este numai decât echipă. Și vreau să spun că acum la facultate este o echipă foarte lucrativă, tânără, cu mari perspective, după din cele spuse de doamna academician Eva Gudumac. Corespunzător, vă zic, duc lucruri științific în calitate de conducător și în calitate de consultant. Ultimele patru care au fost, aș putea să menționez că este vorba despre tratamentul deformațiilor dentomaxilare, este vorba de tratamentul fluorozii dentare, este vorba de diagnosticul și tratamentul stomatitis herpetice acute și recurente, este vorba de tratamentul parodontitilor și dentațiilor parțiale și totale la pacienții maturi. În special, m-am ocupat mai profund în tezele susținute de malformații congenitale a feței, în special de despicăturile labio-maxilo-palatine. Adică câteva probleme care necesitau a fi studiate pentru ca rezultatul final să fie cel scontat și ca acești pacienți se poată integra în societate în conformitate cu vârsta. Se poate frecventa grădinița, se poate frecventa școala, se poate căpăta studii. Să nu fie o povară a societății, dar din contra, membrii care aduc folos societății. Deci s-a studiat influența malformației asupra dezvoltării feței, reflectarea intervenției chirurgicale asupra dezvoltării și creșterii feței, starea țesuturilor perifisurale și influența lor asupra vindicării plăjei postoperatorii și reflectarea vârstei la care s-a efectuat operația asupra calității vorbirii restabilite. Vreau să spun că aceste rezultate au fost implementate cu succes, au fost raportate, după cum s-a menționat, și s-au atins scopul final. Calitatea vieții acestor pacienți a fost îmbunătățită foarte mult. Vă mulțumesc. Întrebări? Propuneri? Cine pentru a include? Poftim? Da. Acest om modest, care nu și-a făcut niciodată reclamă în viață, face minuni în chirurgie microchirurgie oromaxofacială. Vă mulțumesc pentru apreciere. Deci, cine pentru a include candidatura în buletin de vot, vă rog să votați. Împotrivă, abține, unanim. Vă mulțumesc, luați loc. Deci, acum și ultimul invităm pe domnul Canician Roșca Alexandru pentru a prezenta pe doctor habilitat Alexandru Stratan. Vă rog. La postul vacant de membru corespondent specialitatea economiei și management în domeniul de activitate, secția a votat candidatura domnului doctor habilitat Alexandru Stratan. Area preocupărilor științifice,
managementul modern al economiei inovaționale la etapa globalizării activității economice și a două direcții, politici și mecanisme economice de dezvoltare competitivă și durabilă a economiei. Autor a peste 200 de lucrări științifice, inclusiv 6 monografii, a pregătit 9 doctori în știință, participări la realizarea programelor, proiectelor naționale și internaționale, în total 28, participări active la organizarea reuniunilor științifice naționale și internaționale, 14, la secție a fost votat din 7 votanți, 6 pro și un vot împotrivă. A fost înaintată candidatura domniei sale de către Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei, precum și de 3 membri ai Academiei, dar nu în comun, dar fiecare parte, e vorba de domnul academician Grigore Velosteșnic, domnul membru corespondent Dumitru Moldovan și domnul membru corespondent Sergiu Certan. Are o mulțime de scrisori de susținere, de din afară, de pe toate meridianele mapamondului. Nu am să dau citire, că asta va necesita, vă zic, undeva vreo 5 minute. Mulțumesc. Personalități marcante din domeniul științii, din Germania, Polonia, Anglia, Lituania, Ucraina, România, vreo câteva. Așa că, iată, asta e. Mulțumesc, domnule Cancian. Dacă sunt întrebări, câte doamna Cancian Rușca? Nu sunt. Poftim, prezentați. Da. Deci, domnule, la postul vacant de membru corespondent. Da. Îmi cer scuze. Mult stimate domnule președinte al Academiei de Științe, distinși membri ai Academiei. În perioada economiei globalizate, atunci când suntem supuși unor riscuri, șocuri, vulnerabile, de surginte atât internă cât și externă, sigur că este necesară și este imperios a efectua cercetări, nu numai pentru a trasa niște direcții de dezvoltare economică, dar în primul rând pentru a furniza niște soluții ca să fie luate deciziile manageriale într-un mod eficient și echitabil în plan social. În acest context, pe parcursul a 20 de ani de zile, area de cuprindere a cercetărilor mele a cuprins perfecționarea aspectelor managementului competitivității economiei naționale la general și sectorul agroalimentar în mod particular. Dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, ori acest segment cuprinde peste 98% din totalul întreprinderilor în Republica Moldova, precum și aspectelor ce țin de evoluția și consecințele care au demarat în perioada de tranziție și care au avut loc în, cu referință la spațiul rural și în sectorul agricultură la modul deci, concret și la modul particular. Principalele contribuții care au fost aduse și rezultate pe care le-am obținut în această perioadă a fost elaborarea unor baze teoretico-metodologice a unei noi paradigme de dezvoltare regională prin abordarea bottom-up la dezvoltare regională cu prin intensificarea proceselor economice și de asociere la nivel local, regional și național. De asemenea, a fost elaborat modelul descriptiv al infrastructurii inovaționale în domeniul întreprinderilor sectorului privat și definite componentele și dimensiunile inovației, inclusiv algoritmul de desfășurare a sistemului proceselor inovaționale în sectorul privat. Au fost elaborate bazele metodologice și elaborată o nouă metodologie privind evaluarea competitivității naționale în ansamblu și pe ramuri în parte și acest lucru a fost implementat în diverse documente de politici și acte normative. Concomitent au fost trasate noi abordări și aduse noi contribuții la elaborarea unei noi concepții pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră în corelare cu unele instrumente economice favorabile mediului. Și acest lucru, de asemenea, a fost implementat în strategia de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii pentru perioada 2012-2020. În ultima instanță vreau să spun că au fost trasate și unele aspecte ce țin de contribuția și dezvoltarea aspectelor teoretice, atât ale managementului firmei, cât și managementului competitivității
sectorul agroalimentar, demonstrată și fortificată prin argumente existența corelației dintre securitatea alimentară și competitivitatea sectorului agroalimentar, toate aceste rezultate fiind obținute în cadrul diverse proiecte naționale și internaționale pe care le-am condus și implementate la nivel de administrație publică centrală sau locale de specialitate, fie Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Alimentare, alți actori decizionali. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost doar un sumar scurt. În măsura posibilității, cercetările vor fi desfășurate și aprofundate în viitor. Gheorghe Abornic. La postul vacant de membru corespondent specialitate teorie generală a dreptului a fost votată candidatura domnului doctor habilitat Gheorghe Abornic, area preocupărilor științifice îi teorie generală a dreptului, iar în mod particular edificarea statului de drept în Republica Moldova prin promovarea principiilor separației puterilor în stat, independenței justiției, modernizarea organizării și activității instituției avocaturii, instituirea arbitrajului comercial internațional și altor forme alternative de soluționare a litigiilor, adopțiile naționale și internaționale, expertizele juridice parte componentă a științelor integrate. Este autor a 7 monografii, 7 articole în reviste științifice, în ediții naționale și internaționale. În total a contribuit la pregătirea 12 cadre științifice, inclusiv în calitate de consultant la o teză de doctor habilitat. Participări cu comunicări la foruri științifice naționale și internaționale 7. Este decorat cu Ordinul Republicii, cu medalia meritului civic. Este doctor habilitat, este doctor honoris causa la o sumedenie de universități. Vă mulțumesc. De peste hotare. Așa. Este candidatura domniei sale a fost înaintată de către Consiliul Științific al Universității de Studii Politici și Economice Europene Constantin Sterii. Vă mulțumesc. Așa, întrebări către domnul Acancean Roșca? Nu sunt. Poftim, domnule doctor habilitat Gheorghe Abornic. Mult stimate domnule președinte, onorat prezidiu, stimați membri ai Academiei, eu vreau în primul rând să mulțumesc domnului Acancean Roșca, el destul de bine a prezentat, eu doar am să mă strădui să adaug ceva suplimentar. Activitatea de cercetare a început încă în anii de studenție, fiind membru selecționat ai Republicii Moldova încă în perioada sovietică, a reprezentat Moldova la olimpiezele internaționale de atunci și la Olimpiada Unională, unde prima publicație științifică a văzut lumina tiparului la Riga în 1987, exact 30 de ani în urmă, și de atunci practic toată activitatea mea a fost activitate didactică împreună cu cea de cercetare. După cum s-a menționat, reprezint teoria generală a dreptului, care stă la baza întregului sistem de știință juridice. De ceea ce am reușit să fac alături de cei care m-au învățat, din fericire toți sunt în viață, lucrează alături de mine,
chiar dacă eu sunt mai tânăr ca ei, eu astăzi conduc această direcție de cercetare legată de teoria generală a dreptului, dar nu m-am oprit aici, am fost și primul, a fost numit una din activitățile mele legate de avocatură, organizarea și activitatea instituției avocaturii. Am fost autorul primii legi cu privire la avocatură. Inițial am elaborat teza, prima teză de doctor, după aceea în baza tezei s-a elaborat proiectul de lege care a fost adoptată și funcționează până în prezent. Ulterior am ocupat și funcțiile de conducere în acest domeniu. Am fost primul profesor avocat. Mi-am propus teoria generală a dreptului, clar că e doar parte teoretică, e doar parte de cercetare, mai puțin partea practică, dar eu mi-am propus că tot ce realizăm noi în teorie să fie și aplicat în practică. Iar în practică, ca să mă documentez cu acele erori, greșeli, tot ceea ce se întâmplă în viața socială. Unde am reușit, unde n-am reușit, mai am încă foarte mult de lucrat, au fost numite și alte domenii, ceea ce ține de o direcție mai largă de care m-a ocupat foarte serios în Moldova. Mulțumesc, domnule doctor Habilitat. Vă rog întrebări. Da, poftim, domnule Cancean. Avem noi o oricare nădejde că noi cât de cât vom câștiga în rugămintele noastre de a schimba hotărârea de guvern cât de cât au modificat. Am înțeles întrebarea. De exemplu, nu pot să, în domeniul nostru există noțiunea de jurământ. Eu nu pot să jur aici. Eu am în vedere că de la dumneavoastră se aud că da, domnilor, dacă dumneavoastră vă adresați și nu vă zic obțineți ceea ce ați vrut, este judecata de cea mai înaltă, cel mai înalt drept, să vă adresați la noi. Mi se pare... Și noi vom susține. Ia că eu ce am așteptat la dumneavoastră. Domnule președinte, domnule Cadincean, eu am fost alături, sunt foarte mulți în sală cu care am avut mai multe colaborări și cred că nu o să fiu nici de această dată într-o parte, nu o să fiu un egoist, mă gândesc doar la interesele mele personale, am să apăr interesele Academiei în întregime, alături de conducerea Academiei, alături de dumneavoastră. Ca specialist tot ce pot... Domnule Cancean, vă rog, domnule Cancean Furdui, vă rog, domnule Cancean Furdui. Domnule Cancean Furdui, vă rog, nu vă ocupați cu trafic de influență. Sunt, cu adevărat, sunt suspendat din funcție de avocat, sunt membru Consiliului Superior. Domnule Cancean Furdui, există astăzi în legislație așa o prevedere și ea se penalizează foarte... Asta e cu adevărat așa. Vă mulțumesc. Sunt alte întrebări? Nu sunt. Da, mai este întrebare. Vă rog, domnul Dumitrache. Convins că justiția în Republica Moldova este independentă. Nu sunt convins și, din păcate, depun efort. Eu am luptat alături de mulți alții. Este încă foarte mult de lucru. Dumneavoastră prea bine cunoașteți realitatea Republicii Moldova. Dar și aici depun efort, nu mi-e rușine să mă uit în ochi la nimeni și chiar sunt în sală cu care am reprezentat, fiind în calitate de avocat, am depus efort și m-am străduit ca pe prim plan să fie pusă legea. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, propuneri de a fi inclus în buletinul de vot. Cine pentru aceasta vă rog să votați? Vă mulțumesc. Împotrive, abțineri nu sunt. Îl invităm pe domnul Victor Moraru, doctor habilitat. La postul vacant de membru corespondent, specialitatea teoria, metodologia și istoria politologiei, instituții și procese politice, secția a votat candidatura domnului doctor habilitat Victor Moraru, aria preocupărilor științifice, dinamica dezvoltării sistemului politic contemporan, problemele democratizării societății, caracteristicile esențiale ale vieții politice actuale, factorul mediatic în procesul politic actual, implicațiile politice ale mesajului mediatic,
și probleme privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Domnia sa este autora peste 400 de publicații, monografii, colegeri, studii, articole, recenzii, traduceri, editate la Chișinău, Roma, Madrid, Bruxelles, Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Lvov, Minsk, București, Iași, Sibiu, Arad, Galați și alte. Are monografii, 8 monografii semnate de unul singur, 8 monografii în coautor, coordonator, editor, alcătuitor a 23 de cărți, 6 cărți traduse din diferite limbi în limba română, mai mult de 40 de publicații în reviste științifice din străinătate, mai mult de 80 de publicații în limbi de circulație internațională, engleză, franceză, italiană, spaniolă, ucraineană, rusă. Așa, articole științifice, studii, așa, 29, a pregătit 8 doctori în științe, mai mult de 60 de rapoarte, comunicări și așa mai departe, la invitații, la diferite foruri internaționale. Așa. Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, este ca recunoașterea domniei sale de către organizații științifice de peste hotare. Vicepreședinte al filialei Chișinău al Oamenilor de Știință, Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Clubului din București, ei și multe altele aici, are 10 susțineri de peste votare de la diferite personalități marcante. La secții s-a votat unanim pentru candidatura domnului profesor Victor Moraru. Mulțumesc, domnul Cancian. Poftim, domnul doctor Cădrin. Stimați domnul președinte, stimați membri ai Academiei, încerc să prezint în acest scurt timp de care dispun unele coordonate ale activității mele științifice desfășurate pe parcursul a 40 de ani, așa cum primul articol științific pe care l-am publicat într-o revistă academică la Chișinău datează cu anul 1977. De atunci, întreaga activitate a fost subordonată căutărilor, răspunsurilor științific probate la problemele stringente de dezvoltare social-politică a societății. Este adevărat că de la știința politică se așteaptă răspunsuri imediate la cele mai grave probleme, dar acest lucru este foarte dificil, pentru că fără a te distanța, fără a avea examinate în profunzime problemele, este destul de dificil a da răspuns la istoria imediată. Oricum, acest lucru este important și prin ceea ce am făcut, m-am străduit să contribui la clarificarea unor probleme. Pot constata acum că mi-am adus contribuția alături de colegii mei la afirmarea și dezvoltarea în Republica domeniului științe politice, fiind unul dintre primii doctori habilitați în științe politice și în această postură am insistat pe cunoașterea realizărilor științei politice contemporane prin lansarea în circuitul științific a realizărilor științei politice internaționale prin traducerea și editarea lucrărilor de specialitate de rezonanță. Astfel, am tradus și am publicat la prestigioasa editură Polirom din Iași, România, lucrarea Știința politică, probleme, concept, teorii a notoriului politolog italian Fisichella, 408 pagini, 31 articoli de autor și alte lucrări ale clasicilor politologiei universale. Pot menționa că acest lucru a fost făcut cu titlul de pionerat, la fel ca și alte acțiuni la capitolul cercetare. Am întreprins studii în mai multe domenii ale științei politice, la fiecare etapă a vieții prioritățile s-au schimbat. De exemplu, în ultimul timp am acordat atenție specială problemei migrației, care este o foarte gravă problemă a timpului nostru și am
reușit să inițiem în această privință publicarea unei serii întregi de lucrări, seria Migrație, probleme și oportunități, au apărut de acum 6 cărți în această serie și sunt pe masă de lucru alte câteva lucrări și astfel încercăm să plasăm știința în serviciul societății, de exemplu. Am acordat atenție și altor probleme despre care a menționat domnul academician Roșca. Vreau să spun că au fost identificate. Vă mulțumesc, domnul doctor Habilitat. Vă rog, întrebări. Nu sunt întrebări. Propuneri de a include în buletin de vot. Cine pentru aceasta, vă rog să votați. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Unanim. Și ultimul candidat este domnul doctor Habilitat Vicislav Manolache. Îl invităm la catedră. Doamna Cancian Roșcă, vă rugăm să caracterizeze. La postul vacant de membru corespondent specialitate teorie generală a dreptului a fost votată candidatura domnului doctor habilitat Gheorghe Avorni, Vecislav Manolache. Nu, teoria generală a educației, da. Da, mă scuzați, da. Are preocupărilor științifice, probleme științifice privind managementul și dezvoltarea sportului pe plan național și internațional, fundamentarea științifică a sistemului de diagnosticare a controlului pedagogic asupra stării funcționale a sportivilor de performanță, elaborarea metodicii de determinare a rezervelor fiziologice ale organismului sportivilor, monografii fără autor, 2, monografii în coautor, 7, manuale, 4, alte lucrări științifice metodico-didactice, 5, articole publicate în reviste internaționale, 12. Rezultatele cercetărilor științifice realizate au contribuit la obținerea performanțelor sportive pe plan internațional. A pregătit 16 doctori în științe. Este doctor honoris causa la 15 universități din diferite țări. Participări la realizarea programelor, proiectelor naționale și internaționale. 2 participări și în calitate de director de proiect, 4 participări, premii, recunoaștere naționale și internaționale, Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, deținător al medalei Meritul Olimpic și recunoaștere internaționale diferite. Participări active la organizarea reuniunilor științifice naționale și internaționale, 8. Candidatura domniei sale a fost înaintată de... Concluzie. La secție s-a votat din 7 votanți, 5 pro și 2 contra. Vă mulțumesc. Întrebări către domnul Acancian Roșca, domnul Acancian Culiuc. Vecislav Manolache. Da. Și lucrările astea erau unul la unul traduse de limba rusă. Lucrări din anii 80, începutul anilor 90, gândiți-mi minte. Situația a fost discutată la Consiliul Național de Atestare. A fost
fost luate niște hotărâri, eu nu știu, poate a fost mai mult decât patru lucrări de picoare, a fost mult de discuț la subiectul, da? Lucrările astea sunt incluse în acele 16 pe care dumneavoastră le-a comentat, sau nu? Eu cred că pot să răspunde domnul Manolache. Domnul Manolache, începeți cu răspunsul. Da, deci vă mulțumesc, domnul academician, de întrebare, dar vreau să vă aduc la cunoștință. Da. Păi bine, dar eu pot să-i explic toată situația. Deci, domnul Canciarușca nu cunoaște problema aceasta? Da, eram membru al Comisiei Superioare de Atestare și țin minte cazuri de genul ăsta, dar nu țin minte cum au fost, vă zic, explicate, ce soluții s-au găsit atunci. Asta a fost mai... Da, domnul Canciarușca, a fost o întrebare foarte exactă, cum se spune, punctuală. Dacă aceste lucrări despre care a vorbit domnul Culiuc a fost inclus între cele 16, dacă știți. Eu am crezut că nu cunoașteți, atât am vrut să-l întrebăm pe domnul Manolache. Nu cunoaște. Nu cunoaște. Domnul Manolache, răspundeți. Deci, doctoranții respectiv s-au adresat în judecată și au hotărârea judecății irevocabilă cu chestia aceasta. Și dacă luăm la drept vorbind, lucrările cele erau în care presupune că din Rusia erau copiate, deci au fost pe lupta sambo, dar aici se vorbește de lupta judo, deci care sunt diferite. Dar cu părere de rău, în sport există că unul și aceeași persoană, îndeplinind un test, poate să tragă la bara fixă în 10 secunde de 12 ori, poate fi și la sambo, poate fi și la judo. Deci este hotărârea judecată irevocabilă și la întrebarea aceasta e scoasă, a doilea. Deci nu 16 teze, dar 21 de teze și două teze de doctor habilitat. Deci lucrările, eu nu știu despre care lucrări, deci se vorbește, dar nu sunt prezentate în chestia aceasta. Pentru că atunci când s-a întâmplat, eu eram șeful departamentului la sport, deci nu eram în cadrul și am fost scris, pur și simplu am fost scris, dar ei au demonstrat prin judecată, au fost trei judecăți, prima instanță, a doua și a treilea, și ei au avut dreptate, au demonstrat că nu este plagiat. Vă mulțumesc! Mai sunt întrebări? Da? Păi da. Academiei pe linia sportului. Deci aici vorba de știință și în țară trebuie să aveți cercetări în pedagogie la nivel internațional. Ceea ce spun un academician, dacă eu dreapt în auzit. Care sunt aceste lucrări publicate și recunoscute internațional? Eu vă rog să-l ascultăm întâi pe el și după ce îi dăm lui întrebări eu legate de... N-am vorbit. El a răspuns... A, luați loc. Nu vă adere. Luați loc. Comportați-vă colegial, luați loc. Da, dar la Academie de Știință nu se strigă, luați loc. Nu fiți alea că mai... Ascultăm, ascultați-vă. Și după ce dați întrebări, ascultați-vă. Stimate domnule. Stați puțin. Foarte corect, eu de atâta și vă spun. Foarte corect. Foarte corect. Dați-i voie să vorbească. Dați-i voie să vorbească. Și după aceea, dumneavoastră, o să vă expuneți. Da? Nu, eu vă rog. Oprim până când. Dați-i voie, stați puțin. Dați-i voie el să se expună. El vine pe specialitatea științele educației. Dați-i voie să se expună. Și după aceea vorbim. Deci a fost o întrebare legată de plagiat. Lui a spus că a fost judecată și a considerat că nu este plagiat. Mai departe vedem ce știință vine. Poftim. Poftim, domnul
Stimate domnule președinte, stimați academicieni, stimați membri corespondenți, onorată asistență, deci eu prezint domeniul pedagogiei sportive și m-am preocupat de știința despre sport timp de 35 de ani. În primul rând, când m-am întors de la doctorantură din Sankt Petersburg, sau mai bine spus, din postdoctorat din Sankt Petersburg, am studiat sistemele de pregătire care există în Republica Moldova a sportivilor de performanță și am ajuns la concluzii, mai ales în sportul feminin, că sunt sisteme care sunt foarte greșite. Și m-am preocupat de chestia aceasta. Am elaborat sistemul de pregătire a loturilor Republicii Moldova la probele individuale, deci feminine. Luând în considerație particularitățile anatomofiziologice, ciclul ovarian menstrual la doamne, pentru că, în primul rând, noi avem nevoie de o societate sănătoasă și de viitoarele mame. Că rezultatul sportiv, e clar că antrenorii luau metodica de la bărbați și o implementau direct la în sportul feminin, ceea ce era foarte greșit în chestia aceasta. În afară de aceasta am elaborat sistemul de selecție multianual a sportivilor de performanță, am elaborat sistemul de planificare și control în domeniul culturii fizice și a sportului. Deci am elaborat sistemul de pregătire a profesorilor în domeniul culturii fizice și a sportului la grădinițele de copii, la școala primară, gimnazii, licee și instituții superioare de învățământ. Deci acestea au fost preocupările mele științifice. În afară de aceasta, vreau să aduc la cunoștință că acum lucrăm activ asupra sistemului de nutriție, de alimentare a sportivilor. Este legat cu dopajul, care în ultimul timp, știți că ați văzut și la televizor, că sunt foarte multe probleme în domeniul acesta. Și noi am ajuns la concluzia că anume nutriția trebuie să contribuie la primirea energiei necesară sportivului ca să nu folosească acest dopaj. Și noi acum ne ocupăm de lucrul acesta foarte intens. Dorim să elaborăm sistemul de nutriție. Dumneavoastră toți cunoașteți că sunt 5 componente a vieții. Primul component este aerul, a doilea este apa, a treia nutriția, a patra stresul și a cincea educație fizică, exercițiu fizic. Și noi cei din domeniul educației fizice ne ocupăm pentru că toate celelalte patru componente sunt foarte importante pentru a organiza sistemul de pregătire a sportivilor de performanță la diferite niveluri. Spunem etapa incipientă, etapa de specializare și etapa de performanță. Deci, cu acest lucru noi ne preocupăm acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum poftim, dați întrebări. Poftim, domnul membru corespondent. Referitor la cei sportivi, era pe timpul când tinerii aveau unde să se ocupe în fel de secții. Acum eu locuiesc la marginea Boicanului, acolo sunt numai tineri care se drogează între una și care fac, deci n-au nici înclini și mâini cu sportul. Care lucru la nivel republican, unde sunt acele secții sportivi, ca cei ce vorbește aici foarte frumos de la tribună, să fie implicat între cei tineri care sunt lăsați părăsiți, pentru că părinții au plecat, iar ei aici sunt, părinți, sunt copii străzi. Noi vorbim despre știință aici. Poftim. Domnul Manolache, vă rog, răspundeți. Stimați colegi, stimați colegi, eu vă rog foarte mult, nu transformați chestia adunarea noastră în altceva decât în adunarea Academiei de Știință. Domnilor membri Academiei de Știință, aveți întrebări, dați-le foarte tolerant, foarte liniștit, dumneavoastră să răspundă, dumneavoastră să votați pe urmă. Acum dați, manifestați inteligență. Poftim, domnul. Poftim, răspundeți, da. Stimate domnule academician,
edificiurile sportive și toate celelalte nu depinde de știința sportivă. Noi am ieșit cu diferite elaborări, cu diferite concepții, cu diferite tehnologii în sport de performanță, sportul pentru copii, sportul pentru toți. Noi propunem diferite programe ca să avanți. Dar, cu părere de rău, nu de noi depinde chestia aceasta. Chestia aceasta depinde de conducere, de stat, în primul rând. Și dacă statul va, în primul rând, hai să fim așa, să vorbim cinstit, nici știință nu putem să facem dacă nu este finanțată. Așa e ori nu. Așa și sportul. Dacă nu este finanțat sportul, atunci noi nu putem să vorbim de sectele cele care spuneți dumneavoastră. Dar eu, personal, ca rector a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, am dat în exploatare 13 săli sportive, 14 laboratoare științifice și centru științific în domeniul culturii fizice și a sportului. Și mă lupt de 35 de ani cu toate lucrurile acestea. Și demonstrez din punct de vedere științific că acesta este un lucru foarte important pentru toate domeniile care există în Academia de Știință. Pentru că o minte sănătoasă, domnule academician, poate să, eu vorbesc așa, o minte sănătoasă poate dezvolte numai într-un corp sănătos. Și noi, cei de la educație fizică, trebuie să facem lucrul acesta, ca acest corp sănătos să fie la toată societatea. Vă mulțumesc, doamna Concea Furdui. Ați vrut ceva? Întrebare? Nu. Stați, dacă întrebări mai sunt. Corespondent. Da, poftim. Domnul membru corespondent și domnul academician, persoana care stă în fața dumneavoastră este preocupată cu un domeniu care are nimijlocită atitudine la ceea ce eu mă preocup. Cunosc activitatea dumnealui. Chiar și-am scris un articol despre dumnealui, adică am studiat lucrările dumnealui. Și vreau să subliniez cu toată responsabilitatea că dumnealui este o personalitate care stă astăzi în fruntea comunității științifice în sport. A elaborat concepte, metode de executare a diferitor forme de tipuri de sport. Credeți-mă pe mine că este recunoscut nu numai la noi în țară ca specialist, dar și în Rusia, în Institutul Lesgaft, care este institutul principal în sport din Rusia. Fiți siguri că ceea ce a realizat dumnealui merită să fie apreciat pozitiv. Mulțumesc. Mai sunt, da, poftim. Nu mai sunt, da? Sunt eu. Da, poftim. Я являюсь членом высшего. Я являюсь членом ЧНА. Меня удивило выступление господина Рожки, что он не помнит случая, когда ЧНА лишил на один год права руководить диссертационными работами господина Манолаки за обнаруженный в четырех диссертациях плагиат, где значительная часть была взята из соответствующих диссертационных работ, выполненных в институте Лесгарта. Решение было лишить на один год господина Манолаки, это я достоверно свидетельствую, решение ЧНА. Господин Манолаки говорит о том, что суд в итоге отменил это решение. Я в связи с этим, а тут был вопрос господина Думитраки насчет независимости нашего суда.
Так вот, я хочу привести один пример. Есть блестящий исследователь Денис Ника. Он получил премию, здесь премию за лучшую работу молодого ученого. А на прошлом заседании премия эта вручалась неизвестному мне человеку Оксане Плотник. Почему? Потому что Оксана Плотник подала в суд на Дениса Нику, потому что он незаконно получил эту премию. Потому что ему к тому времени было не 35 лет, а 35 лет и 5 месяцев. Суд в итоге присудил премию. Академия боролась против этого, но суд присудил премию Оксане Плотник. Вот до тех пор, пока не мы будем решать, а наш независимый суд, вот до тех пор у нас будут такие проблемы. Так поэтому у меня столько много дел в суде сейчас, давно. Из-за тоже из-за вас. Не из-за вас, а из-за наших коллег. Хорошо. Bun, poftim. Ce întrebări mai sunt și ce propuneri? Destul? S-a discutat? Nu, domnilor, vreau să vă spun așa o chestiune. Domnul Vislav Manolache este rectorul Universității de Educație Fizică. Practic, el a fondat această universitate nouă. El a construit-o. A construit săli sportive, a construit secții, a făcut lucruri extraordinare. El este una din puținele universități care a reușit să aibă proiecte științifice. El a pus pe bază științifică, practic, să activeze toată universitatea sa. Și eu stau și mă gândesc, cum a trecut, dumneavoastră vorbiți despre naș nezavisimui sud. De eu stau și mă gândesc, cum a trecut el secția. El doar la secție au fost mai mulți candidați. S-au discutat aceste probleme. Și eu cred că noi trebuie să ne gândim și la una și la alta. Sigur că este foarte neplăcut să fii învinuit de plagiat. Mai ales în domeniul cercetării. Domnul președinte, dar dumnealui a spus, dar dumnealui, dar dumnealui, bun, dar dumnealui, dar dumnealui a spus, dar dumnealui a spus că a fost judecată. Vreți dumneavoastră, domnul Dicusar, nu vreți, recunoașteți judecata, nu recunoașteți, dar asta este legea. Noi tot am luptat pentru domnul Nica. Dar Nica anul ăsta iarăși a avut probleme. De acum, nu cu doamna Plotnic, dar cu domnul Eftodiev, tot doi pe un loc. Și noi am hotărât la amândoi să le dăm premii. Ca să nu mai fie judecată. Și de aceea, eu zic că asta este. Noi putem să discutăm. Mie mi-e foarte complicat acum acasă, dar dumneavoastră vedeți. Doamna Camcean Furdui, el e din domeniul sana creatologiei. Dar în sana creatologiei, deci educația fizică este un element foarte important. Mă rog, dumneavoastră ați ascultat toate părerile. Acum, care este propunerea? Da, domnul rector academician Gheorghe Cimpoieș. În primul rând, mă miră faptul că pe seama unui candidat la membru corespondent Academiei se pune responsabilitatea de secțiile sportive din țară. Tot așa cum noi putem să punem la fiecare candidat ce se întâmplă în stomatologie, în din Republică, în economie și așa mai departe. Cred că este o aberație și noi trebuie să ne axăm concret la personalitatea care candidează în cazul de față. Noi alegem aici personalități cunoscute în țară și departe de peste hotarele țării. Eu vreau să vă spun, care n-au vizitat încă Universitatea de Educație Fizică și Sport, vă rog să faceți o plimbare. Este printre puținele universități, spune, de tip european. Duceți și vedeți de la intrare și tot ce este înăuntru. Ei, extraordinar ce s-a făcut dintr-un grajdă, spunem, a făcut rectorul Manolache. Vreau să vă încă un exemplu, cred că e foarte elocvent. La ultimul simpozion științific organizat de universitate, cu ocazia unei aniversări, nu mai țin minte care,
au participat 32 directori, stimați colegi. Asta e un fenomen, da, să spui toți colegii noștri. Dacă pentru mine e o onoare dacă veneau 4, 5, 6 rectori din alte țări. Deci 32 directori. Înseamnă că este o personalitate cunoscută, nu numai în Republica Moldova, dar este departe peste hotarele țării. Este cunoscut pentru ca manager, este cunoscut pentru lucrările științifice care le-a plămădit. De ce eu propun să fie inclus în buletinul de vot? Mulțumesc, doamna Cancean. Vreau să vă spun așa. Eu am înțeles dumneavoastră un lucru. Cei care nu fac nimic sunt jeliți. Cei care fac ceva sunt bătuți. Dar cei care fac mult sunt bătuți tare. Doamna Agacea Muscalen, poftim. În cazul acesta a avut loc plagiatul, a avut loc pseudoștiință. Noi nu ne putem compromite alegând astfel de candidaturi în calitate de membri. Cu atât mai mult în momentul de față, când Academia se găsește sub un control foarte drastic și noi trebuie să exercităm, să arătăm că avem principialitate. Dacă dumnealui a fost într-adevăr sancționat și aceste fapte care sunt acum aici comunicate sunt corecte, în cazul acesta noi nu avem dreptul să alegem în calitate de membru corespondent, pentru că noi compromitem întreaga Academie. Și atunci societatea noastră are dreptul să ne critice și au dreptul să ne poate și să ne marginalizeze, să ne pedepsească pentru așa ceva. Noi nu avem dreptul să facem așa ceva. Dacă dumnealui a avut greșeala asta și a făcut-o, are posibilitatea să se corecteze, are posibilitatea pe urmă să ne dovedească că, într-adevăr, a fost o greșeală a dumnealui care e corectată. Altfel, noi nu avem dreptul. Nu se poate așa ceva. Domnul, hai să vedem. Da, poftim. Domnul academician, eu am explicat și explic încă o dată. Eu, personal, n-am nicio lucrare unde m-a ocupat cu plagiat sau altcineva. O fost la doctoranță în 2009, de teza din 2000. Dar, vă spun, s-o adresat în judecată și este hotărârea judecății irrevocabilă. Și îi scoasă întrebarea aceasta. Adică cum? Cineva a făcut lucrul acesta și eu trebuie să duc răspundere de chestia aceasta. Cu atât mai mult, în timpul acela nu era legea, nu era codul educației care acum trage la răspundere și conducătorul științific. Eu n-am plagiat și n-am dat la nimic ca să facă lucrul acesta. Și eu n-am venit la concurs cu 4 lucrări care sunt plagiate. Eu am 21 de doctori stănuți, dintre care 2 doctori habilitați. Deci eu cred că n-am venit, dacă eu eram la concurs cu acești 4 candidați și mai mult n-avem pe nimeni și atunci eu înțeleg de lucrurile acestea. Dar ei s-au adresat în judecată și este hotărârea judecății irrevocabil. Ce trebuie să mai fac? Să mă adresez la Dumnezeu ca să-mi dă Dumnezeu permisiunea sau să vă explic în felul acesta. Uitați, Dumnezeu mi-a permis. Că eu nu-s vinovat. Două chestiuni vreau să spun. Deci, mai are cineva de spus, de expus? Două chestiuni vreau acum să vă spun și pe unul ne clarificăm. Prima chestiune, vă aduceți aminte de răposatul Hrișel, da? Vă aduceți aminte de răposatul Hrișel, da, domnul Cancean Fordoi? Vă aduceți aminte, da? El n-a fost ales prima dată, tot din cauza că a fost învinuit de plagiat și pe urmă, deci, a fost dat în judecată și după aceea, a doua oară, când a fost alegeri, deci, a depus dosarul și a fost ales. Asta e o chestiune. Judicata, sigur, hotărăși, domnilor, astăzi hotărâm noi. Judicata de astăzi sunt voturile dumneavoastră. De ce vreau să aduc la cunoștință un punct din regulamentul cu privire la alegerea membrilor Academiei. În buletinul de vot se includ numai candidații recomandați de adunările membrilor Academiei de Știință, a secțiilor de știință. Deci, secția de știință recomandă. Acum noi votăm dacă îl includem sau nu. Și punem la vot. Și după ce îl includem, se votează secret. Și asta este, deci,
exercițiu democratic. Cine pentru a-l include în buletinul de vot, vă rog să votați. Împotrivă? Minoritatea? Este inclus în buletinul de vot. Deci, votul secret va decide soarta, deci, stimate doamne Cancian, a candidatului. Răspundeți, domnul Cancian, răspundeți. O secundă. Vă mulțumesc. Estimați colegi, nu este nicio problemă. Discuțiile și dialogul trebuie să fie foarte sincer. Așa că și votul trebuie să fie tot atât de sincer. Dumneavoastră, noi am audiat toți candidații. Dumneavoastră i-ați ascultat, ați ascultat experții noștri. Acum, concluzia e a dumneavoastră. Votul e a dumneavoastră. Cum o să votați, așa deci o să avem. Dar vreau să vă spun un lucru. Trebuie numai decât să avem încredere și în secțiile care i-au propus pe ei, și să avem încredere în persoanele care astăzi deci s-au manifestat. De aceea, vă rog, dacă vorbim despre judecată, despre, nu despre justiție, despre judecată, judecata de astăzi este a dumneavoastră fiecare în parte. Și deci depinde soarta deci, a noilor membri Academiei de cum dumneavoastră o să-i votați. Acum, pentru ca să organizăm alegerile, avem nevoie de o comisie din numărarea voturilor înainte de aceasta. Eu propun să alegem o comisie de numărarea voturilor pentru ambele alegeri, și membrii titulari și membrii corespondenți. În cazul ăsta, noi trebuie să propunem membrii titulari numai. Dacă nu sunteți împotrivă, de la secție. Noi am propus ca de la secție să fie câte un reprezentant, dar de la secția Științe ale Naturii și Exact să fie doi reprezentanți, că e cea mai mare secție. Și de ce noi propunem ca de la secția științei medicale, Eva Gudumac, academician, de acord? Mulțumesc. De la secția științe ale naturii și exacte, academicianul Venit Culiuc și academicianul Gheorghe Șișcan. De acord? De la secția științe inginerești, academicianul Vitalie Postolat. De acord? De acord. De la secția științe agricole, academicianul Gheorghe Cimpoieș. Ce spuneți? Din partea secției științe agricole nici unul, nici un candidat. Nu, nu are importanță. Eu ascultați-vă pe mine. Stați puțin. Din alte secții sunt 3-4. De la noi secția a rămas niciun candidat. Rămâne 5 membri titulari și corespondenți. Nu, stați puțin. Ascultați-mi bine ce am spus eu. Eu vă rog să ascultați foarte atent. N-are importanță că nu au fost nici la secție științe umane și arte, acum nu sunt candidați. Noi am spus că de la fiecare secție să fie câte un reprezentant, dar de la secția științe ale naturii și exact să fie doi reprezentanți, că secția e mare. Și de ce de la secția științe agricole noi vă rugăm ca dumneavoastră să acceptați. Da? Nu știu. De la secția științe socioeconomice se propune academicianul Gheorghe Rusnac. De acord. De la secția științe umanistice și arte se propune domnul academician Doga. Ei, de-am dat asta să mai fiți încă o dată. Se propune domnul Cancian Passat, în locul Doga, nu, doi nu vreau de la o secție. De secție nu chiar așa, de mașinare. Unul, luați sau unul sau altul. Passat înseamnă, iată, să accepte domnul Cancian Passat. Se propune domnul Cancian Passat. Acum ne întoarcem la secția științe agricole. Secția științe agricole. Cine mai avem? Domnul Cancian Micu vreți?
A? Nu numai decât. Avem 6. Acangean Andrieș, unde e? Oh, Acangean Andrieș, de acord. Noi cu dânsul stăm acolo în camere alături la spital. Domnul Acangean Andrieș, bine. Sunteți de acord cu aceste 7 persoane care le-am expus acum? Cine pentru aceasta vă rog să votați? Care candidat trebuie să aibă un vot? Un buletin, pardon. Pentru că eu țin minte, la noi la universitate, era lista și pe listă votai. Dar acum juriștii ne-au spus că ca să nu fie probleme, că de pildă într-o listă sunt toți 4 membri sau sunt 9 membri. Și dacă s-a buletinul ceva nu în regulă, să nu fie anulat cu totul. Deci fiecare candidat o să aibă câte un buletin. Fiecare votant o să primească un buletin. Membrii corespondenți o să primească membrii titulari o să primească 13 buletine. Nu, 18 au fost candidați, dar au rămas 13 după secție. 13. Dar membrii corespondenți o să primească 9 buletine. Pentru numai membrii corespondenți. Și până o să vină... Ia, vedeți de acum vin. Eu lucrurilor le fac. Dar eu asta vorbesc din regulament ce este scris. O să mergem întâi și o să votăm. Este cabina, o să semnați, o să primiți buletinile de vot, o să le votați și o să le dați drum sau să le aruncați în urnă. Domnul Acancean, tot de ras. Deci fiecare buletin va avea ștampilă și va fi semnat de către președinte, da? Și membrii comisiei. Nu, nu, auzi, eu zic în felul următor. Are dreptate domnul Acancean Belostește. Toate buletinile mai bine să fie ștampilate, că dacă se înceapă acum aia, pentru toți 50, înmulțit cu 13, 80, semneze, noi suntem aici până la ora 9. Ele ștampilate și dumneavoastră ei... Ștampila iese în loc de semnătură. În loc de semnătură. Da. Acum așa, doamna președinte, pe cine invitați acum la vot? Secția nu a avut ștampilă, de ce am pus semnătură? Deci toți membrii titulari sunt invitați să voteze pentru cei 4 membri titulari. Membrii corespondenți stau pe loc. Stimați colegi, eu vă rog, luați loc, așezați-vă toți, repede, operativ. Da. Luați loc. Dar vă rog, toți veniți în sală. Cuvântul se oferă președintelui Comisiei de numărare a voturilor, doamnei Acanician Eva Gudumac. Da. Acum eu vă rog, ascultați toți. La mine vreau să vă zic, sunt toate voturile, toate documentele scălite de membrii comisiei pe partea din cu ștampilă cu tot. Acum ascultați rezultatele. Tudor Lupașcu, ca atare, ca streac... Stimați colegi, noi o să votăm, punem la vot procesul verbal, dar pentru fiecare candidat separat. Da, ca streac persoană trebuie 21 de voturi. Așezați-vă. Da, așa nu se aude, da? Așezați-vă, da. O, doamne, nu se aude, da? Ca tare vreau să vă anunț că pentru ca persoana să treacă, trebuiau 21 de voturi. Vă rog atenție. A fost 32... Vă rog atenție, domnul director Bacnaru. A fost 32 de persoane. Tudor Lupașcu, la academiceni. 30 pro, contra 2. Anatolie Sidorenco, 31 pro, contra 1. Vadim Hotineanu, cu regret cineva a pus un vot în buzunar. 25 pro, 6 contra, dar au fost 31 de voturi. Cineva a luat buletinul de vot. S-a iscălit, dar pe urmă a uitat și l-a pus în buzunar. Dacă vă uitați, poate îl găsiți. Așa, Ion Cuciac, 26 pro, 6, 5 contra și 1 nevalabil. Da?
ca atare, vedeți că s-a decis. La ce domnul Mucarnicean Ghidirim ne-am să vorbească? O operație are acolo și credeți că altceva. A considera aleși în calitate de membri titulari următorii candidaturi: domnul Tudor Lupașcu, domnul Sidorienco, domnul Vadim Hotineanu și domnul Cuciac. Comisia cu toate scriturile și toate documentele. Da. Considerăm că aplauzele dumneavoastră sunt acea aprobare, dar totuși trebuie să trebuie votăm. Să votăm, da. Cine pentru a aproba procesul verbal numărul 2, vă rog să votați. Da. Mulțumesc. Cine împotrivă, abțineri, nu. Îmi permiteți din numele dumneavoastră să-i felicităm pe acești 4 membri corespondenți care astăzi au devenit membri titulari. Felicitări, succesă! Acum este privat Academia. Acum la a doilea votare, la membrii corespondenți, vă rog să ieșiți toți iarăși. Să aștepte 5 minute și semnăm. 5 minute. Deci, domnilor, să vedem cu cine ne bucură comisia. Doamna academician, vă oferim cuvântul. Doamna academician, comisia cunoașteți, au fost distribuite 495 de buletine de vot. La deschiderea urnei au fost depistate 495 buletine de vot. Acum eu vă spun care sunt rezultatele. Pentru doctorul habilitat Elena Zubkov, 46 pro, contra 9. Dar cât trebuie să iei pro ca să treacă? 55 au fost total. Cât? 37, adică ca atare trecut. Nedelcov, 47 pro, 8 contra. Cojucaru, 52 pro, contra 3. Ion Lupan, 49 pro, 5 contra. Cred că cei care nu vreau eu să te cuiască dință. Țăuleanu, 52 pro, contra 3. Stratan Alexandru, 46 pro, contra 8. Victor Muraru, 48 pro, contra 7. Domnul Gheorghe Vornic, 32 pro, 19 contra, 4 nevalabile. Manolache Vecislav, 30 pro, 24 contra, 1 nevalabil. Ca atare de acum ați înțeles în toți care au trecut și care... Dacă sunt întrebări către doamna președinte... Dacă sunt întrebări, au fost controlate toate buletinele, toți membrii comisiei au controlat fiecare buletin în parte, buletinele toate sunt pe loc, eu vă rog foarte mult, de atâta toate au fost controlate de fiecare membru comisiei. Toți l-au controlat. Și contrasemnate toate, așa că... Doamna președinte, pentru stenogramă, pentru proces verbal, vă rog să vociferați persoanele cu numărul de puncte de voturi, eu, și care au trecut și care nu, pentru ca să votăm. Eu încă o dată vă număr. Înseamnă că a trecut doamna Zubkov, domnul Dindelcov, Cojocaru, Ion Lupan, Țăuleanu, Stratan, Victor Muraru. Și nu a atins numărul de voturi domnul Vornic și domnul Manolache. Îmi pare rău, dar așa sunt rezultatele. A fost foarte cinstit tot... selectat, toate sunt numerotate, controlul a fost la nivel. Stimați colegi, ne trebuie să aprobăm procesul verbal numărul 3. Cine pentru a-l aproba, vă rog să votați. Împotrivă, abțineri, nu-s. Eu vreau să felicit pe cei care deci, au obținut numărul necesar de voturi și au devenit membrii Academiei și îmi pare foarte rău de cei care n-au obținut numărul necesar. Dar eu vreau să vă spun că nimic nu-i pierdut, noi avem cazuri și eu singur tot de două ori în trecut. Așa că nu trebuie să pierdut nimic, nici o speranță, dar trebuie de lucrat și eu cred că vor mai fi ocazii pentru ca să fiți apreciați. Vă mulțumesc pentru participare tuturor, o vacanță plăcută!